Deci noi o să avem de la orele 1, de la 11 până la 12:45, pentru că la orele 1 o să aibă altcineva aici ședință, avem o oră și 45 la dispoziții. Astăzi dezbatem, așa cum am anunțat, doar subiectul privind atribuțiile SIS-ului și directorului SIS-ului, da? Și după care o să urmez discuția pe următorul subiect, pe mandat și tot așa. Deci o să discutăm pe capitole, o să discutăm și apoi o să facem o dezbatere, două generale. Încă. Deci la urmă, după ce o să discutăm fiecare capitol. Deci ne asumăm ca să fie tot corect. Deci la fix 12 încep, la 11 începem. Nu știu cum e, că ne-am schimbat agenda de vreo 3 ore. Eu zic să începem, că este 11 fix. Domnul Frijă, sunteți gata, da? Da, da. Bun, eu zic să începem așa cum am convenit. Deci astăzi dezbatem două componente a proiectului de lege privind atribuțiile serviciilor nemijlocit și atribuțiile directorului SIS. Da? Eu vreau să mulțumesc celor care au trimis anumite amendamente în felul cum văd ei reformularea unor puncte din articolul 4. Acum, dacă cineva din dumneavoastră o să aveți anumite formulări, deci rugămintea, după ce prezintă directorul SIS-ului, domnul Musteață, împreună cu șeful direcției juridice, domnul Radu Frijă, deci spre sfârșit,
Deci apăsăm, da, și propunem anumite amendamente pe care le aveți și totodată argumentarea de ce e așa sau nu. Dacă propuneți excluderea, deci unui punct aliniat, tot așa, cu argumentare, de ce trebuie exclus, care sunt riscurile, dacă este o formulare ambiguă care nu poate, adică, deci, sau deschide portița pentru anumite acțiuni care pot fi considerate abuzive, tot așa, ne expunem. De ce trebuie exclus sau cum trebuie reformulat? Cu respect fiecare de... Noi, în linii generale, am discutat, dar în grup de lucru au fost prezenți atât la procuratură, din societatea civilă, deci oricine poate veni și atunci când au loc activitatea grupului de lucru. Oricine. Deci este, numai când este anunțat, vă puteți veni prezent acolo la orice subiect care o să fie anunțat. Noi am avut două ședințe și zic să începem. Dacă sunt alte propuneri, dacă sunt, dacă nu, îi propun domnului Frija să începe să prezinte care au venit, deci anumite modificări, ce s-a acceptat, ce nu s-a acceptat, și să discutăm deja pe propunerile pe care o să le faceți dumneavoastră în mijlocit. Da, deci, apropo, acel punct care s-a referit Comisia de la Veneția, ultimul, și alte deci atribuții conform legii, noi, în general, am discutat în grupul de lucru și l-am exclus, ca să nu existe acea formulare ambiguă și nu știu ce, noi am exclus cu totul, l-am exclus de acolo, inclusiv și la directorul, atribuții directorului SIS, la propunerea procurorilor, de asemenea, acel punct, așa în conformitate cu avizul comisiei, noi am exclus. Dar am revizuit și alte puncte și vă rog frumos să vă expuneți dacă o să aveți anumite deci, obiecții și să mergem înainte. Domnul Frija, vă rog, începem. Bună ziua, stimați colegi. Menționat, articolul 4 vizează atribuțiile serviciului. Ele sunt împărțite mai multe puncte, structurate mai multe direcții de activitate. În punctul 1 vizează culegere, verificare, evaluare, analiză, păstrarea și valorificarea a două tipuri de informații. Pentru litera, iată că n-a parvenit nicio solicitare de la nicio entitate, cel puțin noi n-am identificat la momentul actual. Vizează informații importante pentru Securitatea Națională Republicii Moldova, menține dezvoltarea potențialului științific, uman și economic, corespunzător culegere de informații în interesul Republicii Moldova. Litera B vizează depistarea, prevenirea, contracararea informației despre depistarea, prevenirea, contracararea activităților informative subversive ale serviciilor speciale străine, ale unor entități sau structuri neconstituționale. S-a propus anticonstituțional ținând cont de modificare efectuată la codul penal, unde aceste structuri au fost definite, precum și anul grupuri sau persoane aparte orientate spre prejudicierea. În redacția inițială este interesele naționale Republicii Moldova, au parvenit propuneri de a redefini anume conceptul de interes național al Republicii Moldova, deoarece unii consideră că nu este destul de clar. În părerea noastră este că dacă se acceptă, s-ar putea de efectuat, de a modifica cu sintagma securității statului, ori noțiunea de securitate statului este, se regăsește în legislație, este legea numărul 618, care are o noțiune ce înseamnă securitatea statului și atunci, cred că din punct de vedere juridic, va dispărea neclaritatea respectivă. Dacă la acest punct există careva propuneri. Adică dacă sunt anumite, adică mâna la fiecare punct și ne expun. Domnul Bozean, vă rog. Bună ziua, aș vrea o mică precizare în ceea ce privește conceptul de colectare, evaluare, valorificare. Deci cel puțin ori legea trebuie să definească ce înseamnă sau ce presupune atât sub aspectul valorificării, verificării, evaluării și analizei. Pentru că în realitate parcă ar avea un semn asemănător sau un înțeles asemănător, dar pe textul legii, de exemplu, cuvântul valorificare nu mai este utilizat. Deci ori să fie delimitate între ele, deci să fie dat o definiție, ce înseamnă a valorifica. Pentru că în sine sunt operațiuni de prelucrare a datelor diferite, a culege, a verifica, a evalua, a analiza, a păstra și a valorifica. Valorificarea presupune un produs după care nu mai poate reveni la cele inițiale sau ele pot fi valorificate pe toată perioada păstrării. Pentru că de aici depinde termenul de păstrare și finalitatea procesului. Deci fiecare prelucrare de date trebuie să aibă început și sfârșit. Sfârșitul trebuie să fie determinat de un anumit criteriu. Dacă ar fi după valorificare, de exemplu, valorificarea poate avea loc numai mult de, sau pe perioada, nu știu, cât se face, de exemplu, investigația. Sau, deci trebuie să existe un criteriu de la care, criteriu de referință, când se începe și când se finalizează. Când se începe, înțelegem că e culegere, dar finalizarea procesului nu este clară. Deci se finalizează prin valorificare sau ea va fi valorificată atât timp cât va fi păstrată. Acestea sunt atribuțiile generale a serviciului, adică capacitatea, drepturile care se oferă de către stat, autorității.
Deci, perioadele de timp, cum solicitați dumneavoastră, nu pot să regăsească acest articol. Valorificarea presupune noțiunea generică, fără niciun subtext. Adică utilizarea în scop util, să o numim așa. Și valorificarea, într-adevăr, este informațiile care au fost culese, au fost prelucrate și au fost valorificate. Adică utilizate în scopul contracărării unei amenințări sau în scopul dezvoltării potențialului în interesul Republicii Moldova. Adică este noțiunea, să spunem așa, general sesizată, fără niciun fel de subtext. De ce aici să menționăm când se valorifică? Da, valorificarea este etapa finală a culegerii de informații. Fost culeasă și ulterior putem să-i dăm o definiție ca un titlu, pentru că ulterior ea are o importanță pe tot articolul, pentru că fiecare sintagmă poate fi realizată la următoarele atribuții. A culege în așa scopuri, a valorifica în așa scopuri, a stoca în așa scopuri. Deci, mai simplu spus, ca pentru oricare cetățean să fie clar înțelesul valorificării, pentru că, în realitate, în limbajul civil sau obișnuit, valorificarea cam nu prea este clară. Ce avem în vedere prin valorificare? Prin interceptare, prin dezvoltare, prin supunerea unor măsuri suplimentare. Deci, cu alte cuvinte, să fie clar ce rezumă sau ce înțeles îl avem valorificarea. Și ca punct final, dacă am valorificat, înseamnă că nu mai putem utiliza informațiile. Deci, după valorificare, ele trebuie să fie distruse. Așa și va fi, dar asta este ideea anume în cadrul activităților informative, contrainformative, anume existența dosarului special, unde informația este arhivată sau ulterior distrusă, nu în atribuțiile autorității. Dacă îmi permiteți să intervin și eu aici. Deci valorificarea poate avea diferite forme. Ea poate ajunge ulterior la procuratură, unde ea se valorifică în eventual un dosar penal. Ea poate ajunge la decidenți politici, fie de la prima persoană până la un ministru sau un șef de agenție, în cazul în care informația vizează exact persoana respectivă. Informația, cum spunea colegul meu, se păstrează într-un dosar special, care sunt alte prevederi în cealaltă lege care conține cât se păstrează, pe ce perioadă, are termen de secretizare și fiecare termen presupune perioada de păstrare. Informația colectată la moment, verificată, în primul rând, foarte important, evaluată, cât e de util ea la momentul actual, analizată, ea se păstrează cât e dosarul penal, dosarul special, scuze. Ulterior, în alt proces, această informație poate fi valorificată într-un alt dosar care se leagă în analiza datelor, se vede legătura între dânsul și tot poate fi valorificată și în astfel de mod, pe intern. Deci informația poate fi valorificată în diferite moduri. Dacă este vreo propunere cum poate fi definită, vă rugăm frumos să ne dați dumneavoastră. Să legăm cuvântul valorificare de durata de păstrare a dosarului special pornit. Ca urmare, valorificarea trebuie să aibă anumite limite. Aceeași analogie dosarul penal. Deci se valorifică informația atât timp cât dosarul este activ. După ce dosarul este clasat, încetat, deci noi suntem de acord, dar hai o definiție, propuneți. Deci, dați o definiție și discutăm definiția. Activitatea informativă și contrainformativă realizată în interiorul termenului de păstrare. Deci încă o dată, să scrie domnul... Activitatea informativă și contrainformativă realizată în interiorul termenului de păstrare a datelor. Cineva? Domnul? Da, eu văd soluția mult mai simplă și ca și concept, dacă se agrează că legea privire la serviciul informației și securitate să fie mai mult o lege materială, condițiile de păstrare valorificare o să fie prevăzute în legea cu privire la activitatea informativă și contrainformativă și acolo o să fie posibil de stabilit termenele concrete, cum se păstrează, când se păstrează, de cine se păstrează, cum se divulgă informații respective și respectiv cum se valorifică. Cu mica condiție că în legea respectivă să stabilim acțiunile pe care le întreprinde serviciul în rezultatul activității informative și contrainformative. Rezultatul. Raportează cuiva ca să iau decizii sau ia destine stătătorul decizii. Dumneavoastră propuneți care formulare? Eu propun că în legea respectivă să nu fie dată o definiție cuvântului a valorifica. A valorifica înseamnă a pune în valoare, a aduce un anumit rezultat. Dar condițiile procedurale să le prevedem în legea privire la activitatea informativă și contrainformativă. Ce se face cu un dosar special și care e rezultatul măsurilor? Domnul Buzean, deci în principiu, cu domnul Buzean. Deci noi notăm, de exemplu, și când discutăm următoarea lege, da, discutăm despre noțiunea de valorificare, deci în legea contrainformativă, aici lăsăm deci ca formulare generală, okay. Și acolo deja dezvoltare. Apropo, noi în grupul de lucru, deci am discutat,
Dumneavoastră n-ați fost la ultimul grup de lucru. Prea restrâns termenul, da, dar și posibil următoarele ședințe, măcar două, trei. Deci noi acolo am discutat că, în general, deci vom veni cu o inițiativă legislativă care va face modificări și la alte legi conexe. Deci o să fie începând cu regulamentul Parlamentului, privind alegerea președintelui, subcomisii, da, delegarea, dar și în vreo 4-5 legi acolo de la procuratură, care deci au venit ideea de a modifica încă. Și noi, când o să ajungem cu dezbaterile publice pentru lectura a doua, eu cred că noi o să prezentăm și acele modificări care trebuie făcute la legile conexe și o să prezentăm un proiect, deci, încă nou privind. Deci, dar își notează, domnul Frijă, lăsăm deci în legea de bază, așa cum este formulat, dar în legea privind deci acțiunile informative și contrainformative, acolo să dăm deci definiția deci mai clară. Da? Și o să discutăm atunci în grupul de lucru. Mai departe. Cine? Dacă îmi permiteți un mic comentariu la propunerea făcută de dumneavoastră. Proiectul de lege cu privire la activitatea informativă și contrainformativă vizează doar două direcții de activitate ale serviciului, respectiv celelalte două activități. Cum definim această noțiune de valorificare în raport cu celelalte activități? Da, o să intervină cu și domnul Iachimovski. Noi, în general, discutam și domnul Frijă, deci, încă, deci a completat. Deci noi cumva trebuie să ajungem că Serviciul de Informație și Securitate, în timp, ei se ocupă cu acumulare de informații. Deci asta este logica serviciilor. Noi nu trebuie să mai ocupe cu activități polițienești, cum este și acum. Deci noi nici nu am votat până în prezent în lectura a doua modificări la legea 59, măsuri speciale de investigații, fiindcă de acolo vrem să excludem absolut tot ce este prevăzut la SIS. Și SIS o să nu aibă deci acțiuni polițienești. Domnul Chimonski. Da, o explicație scurtă. Deci această lege cu privire la Serviciul Informației și Securitate stabilește atribuțiile generice ale serviciului, iar legea cu privire la activități informative și contrainformative va prevedea procedurile prin care serviciul își realizează atribuțiile. Deci nu este nicio problemă, fiindcă dacă o să vrea, spre exemplu, serviciu să culeagă informații pentru depistare și prevenire contracarare activităților informative, o va face prin măsuri informative, iar procedura de petrecere, de realizare lor, o să fie prevăzută într-o lege separată. Deci nu o să fie o problemă, cu condiția că o să fie destul de explicit ca lumea să înțeleagă ce înseamnă valorificare și cum se valorifică. Subiect, dacă mai sunt întrebări, ca să poată continua domnul Frijă mai departe. Da, deci, cum am spus, noi ne notăm acum, deci obiecția pe care ați făcut-o, adică împreună cu domnul Buzean, și adevărat, când revenim la cealaltă lege, spre dezbatere, acolo acest termen va să fie definit foarte clar, deci să fie definit, da, noțiune. Domnul Frijă, continuă mai departe. Atunci, sau domnul Buzean, da. Da. Îmi permiteți, la litera A, dacă deci autorii pot să enunțe ce s-ar în vedere prin menținerea și dezvoltarea potențialului științific, uman, economic și apărarea al acesteia, promovarea politicii externe. Deci, în special, menținerea și dezvoltarea potențialului științific, uman. Pentru că nu este clar. Deci, prin culegere se va asigura dezvoltarea potențialului uman, pentru că cam așa se citește ca speță, da? ca sintagmă. Valorificarea potențialului uman, valorificarea potențialului economic. Asigurarea, de parcă s-ar avea în vedere ca menținerea, ca persoanele să nu plece sau ca să nu dezvolte o altă activitate. Deci, evaluează, analizează, valorifică menținerea și dezvoltării potențialului științific și uman. Da, se are în vedere anume, cum ați spus dumneavoastră, într-adevăr, dezvoltarea cunoștinților, da, potențial științific, potențial uman, dezvoltarea cetățenilor, spunem așa, pe teritoriul Republicii Moldova, anume în scopul să rămână pe teritoriul țării și să își dea toată capacitățile sale țării. Adică ideea de bază cu legerea de informații pentru ca să fie pusă la dispoziția Republicii Moldova. Într-un final, un fel de idei de spionaj care se realizează anume în scopul dezvoltării Republicii Moldova, cunoașterea tuturor informațiilor necesare pentru a ridica potențialul sectoarelor țării în interesul propriului Republicii Moldova. Poate cumva de reformat anume dezvoltarea potențialului uman, poate de exclus anume, pentru că, nu știu, eu când citesc am impresia că se vor colecta informații, se vor valorifica inclusiv informații medicale, pentru asigurarea potențialului uman. Adică mă duce în general la o altă apreciere. La dumneavoastră întrebare cu privire la științific sau la uman? Uman. Științific, e clar, dezvoltarea potențialului științific. Adică cumva parcă e mai acceptabil. Dar când vorbim de potențialul uman, aici ne duce la fertilizare, la naștere, la...
Da. Haideți să, să ne spunem. Cel mai ușor ar fi să-l excludem. Să-l excludem. Uman, să excludem. Potențialul științific, economic, resurs. Bioinginerie, identități false, deci clonarea, asta se are în vedere. Parcă așa s-ar... Nu, ci vorba de resurse umane, vorba de specialiști din altă calificare, vorba de persoane care pot fi găsite psihotarele țării ca fiind specialiști foarte buni și convins să-ți vină acasă să investească în anumite chestii. Vorba de motivarea celor care sunt aici, protejarea lor să nu fie recrutați de serviciile speciale al altor țări. Așa mai departe. Atunci includem resurse umane? Resurse umane. Poate specialiști, cadre, dar numai nu resurse umane. Resurse umane se are în vedere potențial uman, adică în medicină, biomedical, în general, are alt înțeles. Resurse umane are în vedere capacitatea profesională a persoanei. Resurse poate... umane în Parlament, resurse umane la noi sunt în organizație, resurse umane în procuratură. Capacitatea profesională a... resurse umane, direcție resurse umane, asta se numește peste tot. Poate fortificarea capacității profesionale. Știm încă o dată că, cum o să sune, informațiile de importanță pentru securitatea națională a Republicii Moldova, menținerea, dezvoltarea potențialului științific și aici uman, a resurselor umane, economice, de apărare, deci este o promovare a politicii externe și interne. Și acum propuneți dumneavoastră, domnul Bozian, care ar fi? Deci, în realitate, scopul nu e resursele umane, e profesionalismul acestor resurse. Cam asta eu înțeleg, deci obiectivul. Nu că se numări mai multă lume, cam asta ar creșterea populației. Haideți noi să întrebăm cu ce se ocupă Direcția Resurse Umane a Parlamentului. Exact despre asta e vorba, resurse umane la procuratură. Atragerea profesorilor care se pregătească cadre în instituții universitare. Protecția instituțiilor universitare de influență extremistă. Este diferit, e mult mai larg. Noi nu facem cursuri de specializare. Și cu atât mai mult noi nu o să propunem neapărat organizarea de cursuri specializare. Menținerea și dezvoltarea potențialelor resurselor umane, și eu sunt de acord că aici trebuie, din cuvântul uman, făcut resurse umane, să are în vedere o chestie mult mai largă decât doar atragerea profesioniștilor. Deci noi să nu îngustăm mai tare decât vrem să ajutăm aici. Dacă punem cadrelor umane sau cadrelor fără resurse umane? Resurse umane e mai corect decât cadrele. Cadroviști. Bun, atunci, cred că termenul resurs uman, oricum definește mai bine de cum este. Da. Atunci, domnul Frijă, notați acolo resurs uman, ca să fie. Da, bun. Întrebări, dacă sunt, ca să poată merge mai departe, domnul Frijă? Până acum, da. Deci s-a notat acolo. Domnul Frijă, vă rog. A doilea punct din acest articol vizează elaborarea, realizarea în limitele competenței a unui sistem de măsuri orientate spre identificarea, prevenirea, contracararea riscurilor, amenințărilor ce reprezintă un pericol subit pentru securitatea națională, după cum urmează, fiind enumerate toate riscurile date. Ținând cont că au apărut inclusiv propuneri ca riscurile respective să nu fie enumerate, să nu fie utilizat noțiunea dată, deoarece riscuri și amenințări se regăsește în legea prin securitatea statului, pentru a evita coliziile sau neclaritățile, propunem, într-adevăr, excluderea sintagmei care este riscuri amenințări, doar menționarea că doar următoarelor fapte, enumerarea faptelor concrete care le contracarează serviciul. La propriu-zis, la sinteza punctului 2. Și următoarele, de acum parvin literele sau concret amenințările care ar trebui scadă sub competența serviciului pentru a fi contracarate. Schimbarea prin violență în rânduri constituționale, acțiuni subversive, oricare alte acțiuni care au ca scop înlăturare prin forța instituțiilor democratice, ale statului, subminare sau lichidare prin orice formă suveranității, independenței sau integrității teritoriale Republicii Moldova a statului. La punctul respectiv n-am observat să fie propuneri. Litera B presupune amenințări hibride de securitate cu scopul de a submina securitatea națională. Au fost anumite propuneri, deoarece n-ar fi clar noțiunea de amenințare hibridă. Doresc să menționez că la articolul 10 din legea 299-2017 concepției securității informaționale, adică în concepții, este dat noțiunea de amenințare hibridă de securitate. Totodată, având în vedere că în acest punct, în această lege,
De asemenea, litera K este o definiție similară regăsită în conceptul securității informaționale. Noi am propus ca punctul acesta, litera B, să fie comasat cu litera K, corespunzător. Când o să ajungem la acea literă, vom arăta care ar fi formularea propusă de noi. Corespunzător, litera B, da, va fi exclusă. Litera C, uzurparea puterii de stat, nu au fost propuneri. Ulterior, provocarea urii rasiale, naționale, religioase, sociale, însoțite de violență sau instigare la violență. Activitatea ce contribuie în mod direct sau indirect la desfășurarea de acțiuni militare împotriva Republicii Moldova, favorizează ocuparea statului de către forțe militare străine, diminuează capacitatea defensivă, s-a propus să fie diminuează capacitatea de apărare, nu e o problemă, o acceptăm diminuarea capacității de apărare. Securității frontierii de stat, aservirea față de o putere străină sau la declanșarea războiului civil, alte acțiuni violente care subliniază existența statului. La punctul dat, cum am menționat, doar o propunere a vedit, capacitatea defensivă să fie substituită cu noțiunea de capacitate de apărare. Acțiunile și premisele care favorizează, determină sau pot genera situații excepționale la obiectele naționale de transport, comunicații, sistemul energetic, sistemele informaționale și de comunicații electronice, piața financiar-bancară, în domeniul fiscal, vamal, investițional, în ramurile principale ale economiei Republicii Moldova și relațiilor externe și alte obiective de infrastructură critică de importanță strategică pentru securitatea națională. Propunerile de la autorități pe acest articol au parvenit sub prisma faptului că serviciul să nu intercaleze cu atribuțiile altor autorități, în special Banca Națională a obiectat că ar fi o intercalare între atribuții, deoarece Banca Națională are atribuții de a preveni situații excepționale în sistemul bancar. Noi considerăm că este necesar de menține atribuția respectivă, deoarece domeniile noastre de activitate cu cel puțin cu Banca Națională sunt diferite. Ea un mecanism de prevenire a situațiilor de criză, să spunem, sectorul bancar, serviciu are cu totul alt domeniu sau, să spunem, mod de lucru pe domeniul respectiv. Unica obiecție a fost de formă de tehnică legislativă în loc de alte obiective și obiectivele de infrastructură critică, pentru a le menționa. Noțiunea de obiectiv de infrastructură critică se regăsește în legea privind combaterea terorismului. Adică este o noțiune utilizată în legislație. Ulterior, litera G, constituirea de organizații, grupări și structuri teroriste extremiste neconstituționale. A fost modificat conform legii, cum am menționat, entități anticonstituționale. Decolegiul de informații sau paramilitare care pregătează securitatea națională participă la activitatea acestor sau susținerea lor în orice formă. Nu au parvenit propuneri esențiale. Litera H vizează prejudicierea gravă a drepturilor și libertăților constituționale ale persoanelor care poate periclita securitatea națională. Litera dată a ridicat anumite probleme de interpretare, deoarece a fi prea largă sau puțin interpretabilă, pentru a evita orice interpretări nedorite, noi suntem de acord, inclusiv cu propunerea de a exclude prevederea dată din competența serviciului. Litera H va fi exclusă. Litera I, trădarea de patrie, spionajul, activitatea structurii, activitatea informativă ilegală, complot împotriva Republicii Moldova, culegere neautorizată de informații. Noi, ținând cont că a venit o propunere referitor la activitatea informativă ilegală, nu e clar, noi am utilizat sau am redefinit noțiunile utilizate conform codului penal, conform ultimului modificări, și anume activitatea structurii informative ilegale, fiind structura informativă ilegală definită de codul penal, și a fost inclus separatismul, iarăși ca dat în competența serviciului, prin prisma noțiunilor utilizate în codul penal. Litera J. Incidente de securitate informațională și crimele informatice care în mod direct sau indirect afectează sau pot afecta securitatea națională. Au parvenit, sau cel puțin obiecții au fost referitor la definirea mai clară a noțiunii date. Este legea plasă, scuzați, informatică, este legea privind la securitate informatică, este concepția securității informaționale. Noi am rezultat din competențele serviciului, anume pe domeniul date. Incidentele de securitate informațională care afectează securitatea statului sunt acele incidente care sunt îndreptate împotriva sistemele informaționale create de către autoritățile publice și gestionate de către autoritățile publice. Anume, acestea vor fi în vizor serviciului, prevenirea acestor fapte. Litera K, după cum am menționat, vizează iar și amenințările hibride și, ținând cont de propunerea de la litera B, am propus următoarea formulare. Amenințări hibride de securitate, cum am spus, noțiunea este dată, tentativele și acțiunile de dezinformare sau de informare manipulatorie, inclusiv prin alterarea conținutului informațiilor vehiculate în spațiu public, cu scopul de a crea panică, produce tensiuni ori conflicte sociale. Cu alte cuvinte, noi am încercat să evităm noțiunile iarăși generice, cum s-a menționat, că nu este clar în ce context ar afecta securitatea informațională a statului astfel de amenințări,
și a fost dat scopul final, adică și amenințarea hibridă și tentativa de dezinformare și de alterarea conținutului, dacă se realizează în scopul de a crea panică, produce tensiuni ori conflict social, vor fi în vizorul serviciului. Orice alte informații false sau opinii manipulatorii, dar care n-au scopurile respective, nu vor ține de competență serviciului, dar de alte autorități ale statului. Litera L a fost propus spre excludere, deoarece se regăsește cu același conținut de la litera I. Să nu avem obiecții, a fost exclus. Litera M vizează competențe similare ale SPPS-ului, s-a invocat faptul că va fi un conflict de competențe. De aceea, la punctul 16 din acest articol, este vizează cooperarea serviciului cu SPPS și va fi comasat litera M cu punctul 16. Ulterior, sustrage de armament, muniții tehnic de luptă, substanțe explozive, radioactive, otrăvitoare, narcotice, toxice de altă natură, contrabanda cu acestea, producerea, folosirea, transportarea, păstrarea lor legală, dacă prin acestea se aduc atingeri intereselor de asigurare a securității naționale, securității statului. Iar și nu au fost obiecții. Desfășurarea activității teroriste, noțiunea de activitate teroristă este dată în lege pentru combaterea terorismului, este, presupune mai multe moduri de desfășurarea acestei activități. Sprijinirea în orice mod a acestei activități, a altor activități cu caracter extremist, propagarea ideilor, valorilor teroriste și extremiste. Activități cu caracter extremist corespunzător se regăsește în legea privind combaterea extremismului. Respectiv, vor fi luate acele noțiuni utilizate de actele normative speciale. O altă problemă s-a ridicat la competența de a combate crima organizat, care subminează securitatea națională, precum și activitatea țelilor internaționale de crimă organizat. Doresc să menționez faptul că, la momentul actual, legislația Moldovei are o lege specială privind la combaterea criminalității organizate. Serviciul are în acea lege o competență generală, formulată, de asemenea, conform normei inițiale din acest proiect. Dar, ținând cont că s-au înaintat obiecții, serviciul propune spre examinare următoarea formulare. Crima organizată care are ca subiect persoanele cu funcții de demnitate publică, ce acționează în virtutea funcției statutului, interes sau la indicația grupurilor criminale organizate sau organizații criminale. Cu alte cuvinte, ar fi de competența serviciului acea criminalitate organizată care are ca membrii persoane cu funcții de demnitate publică și dacă acele persoane cu funcții de demnitate publică realizează la indicația sau interesul grupului criminal anumite, utilizează atribuțiile de serviciu. Corespunzător doar acest categorie de subiect și doar acest nivel de implicare a criminalității organizate în activitatea statului va cădea sub incidența serviciului. Celelalte elemente de criminalitate organizată vor rămâne în competența MAIE-ului. Următoarea atribuție de asemenea care a ridicat probleme a fost corupția ce afectează securitatea națională, în același considerent că n-ar fi clar delimitarea între serviciu și alte autorități care combat corupția. Propunem de asemenea spre examinare formularea aproximativ similară ca și la litera precedentă. Corupția care are ca subiect persoană funcție de demnitate publică sau angajația organelor de ocrotire a normelor drept, ce acționează în virtutea funcției statutului în interes sau la indicația grupului criminal organizat sau organizații criminale, sau dacă au pus în aplicare scheme de fapt coruptibile ce prejucează bună funcționare a instituției în care activează. Cu alte cuvinte, în vizor serviciului vor fi doar actele de corupție care sunt săvârșite de persoane de demnitate publică și doar în condițiile în care corupția este, în privința acestor persoane de demnitate publică, este realizată de către grupări criminale sau dacă corupția realizată de către aceste persoane de demnitate publică duce la disfuncționarea sistemului sau autorității în care activează. Diferența este în criminalitatea organizată. Persoana este membru al grupului criminal organizat, în cazul corupției este corupt de către organizația criminală sau realizează disfuncționarea sistemului. Eu am o remarcă, dacă e posibil. Deci, părerea mea că punctul P și punctul Q, chiar și în modul în care sunt formulate, nu soluționează problema. Punctul P oricum rămâne în forma care este descris, să se intercaleze competențele poliției și a PCCOX. Punctul Q rămâne să se intercaleze oricum cu atribuțiile și competențele Centrului Național Anticorupție și ale Procuraturii Anticorupției. Din logica legii, serviciul ar trebui să reacționeze la amenințări și nu la fapte care deja există. Faptele care deja există sunt tratate ca infracțiuni și trebuie investigate ca și infracțiuni de poliție, CNA și procuratură.
Aceste formulări ar rămâne valabile dacă am putea încadra cuvântul de prin întâmpinare, de formare a grupurilor sau de apariție amenințării creierii unor grupuri sau criminalități organizate cu participarea persoanelor cu funcții de demnitate publică, da? Dar numai nu o activitate care deja se derulează și la care o criminalitate organizată care este în fază de derulare și la care participă deja o persoană în funcție de demnitate publică, fiindcă aici vorbim deja despre comiterea unei infracțiuni. Infracțiuni deja consumate și care urmează să-și epuizeze scopurile și sarcinile. O mică remarcă aici, dacă îmi permiteți. În practică, multor servicii speciale din țările Uniunii Europene este așa o activitate de pericole transfrontaliere, care anume cu domeniul ăsta se ocupă. Deci serviciul, pe linia noastră de cooperare, primește foarte multe informații care este de evaluare ulterior pentru organele procuraturii sau organele poliției și care poate fi transmis. Acum, ea vine deseori informații despre un fapt deja realizat, cum spuneți dumneavoastră, despre infracțiuni realizate sau un proces de realizare. În redacția punctului P, în special, e să nu îngustăm prea tare atunci încât serviciul o să primească, dar o să o dea înapoi, spunând că sori, nu avem nicio atribuție în cazul dat. Vă rog să vină GESPI pe altă cale. Deci aici ar fi bine poate să avem în vizor lucrul ăsta. Dacă îmi permiți, da, domnul Chimoschi, poate corect remarca dumneavoastră, doar că în condițiile care toate atribuțiile respective se realizează conform sintezei inițiale, da? Elaborează, realizează în limitele competenței un sistem de măsuri orientați spre identificarea, prevenirea. E fix ceea ce a spus dumneavoastră. Serviciul intervine conform atribuției la identificarea, prevenirea etapei inițiale crimei organizate în condițiile și a corupției în condițiile date. Și în condițiile în care va seseza faptele, vom realiza, cum e scris, serviciul în condițiile în care sesizează săvârșirea unei infracțiuni, transmite materiale și sesizează procuratura și mai eu. Corespunzător la etapa inițială, serviciul ține sub control interconectarea corupției cu sistemul statului. Și în condițiile în care va afla că există o infracțiune concretă, va sesiza. În alt context, doar va monitoriza sistemul și va propune soluții de contracararea, spunem, non-penală a fenomenului respectiv. Eu idee, de fapt, am înțeles-o cu această dumneavoastră, dar eu doar propun să ne gândim la unele noțiuni care ar statua că cei ce privesc la punctul P și punctul Q nu sunt fapte realizate, dar care urmează să realizeze. Deci așa vă spuneam, ceva sub ideea de formarea apariției criminalității organizate. Într-un caz practic, să încercați să modelați cam cum e chestiunea respectivă. Persoană cu funcție de demnitate publică care vrea să participe la o activitate a unei organizații criminale și să ia mită, spre exemplu, da? Scrie ce acționează, ce intenționează să acționeze. Deci ar fi, da? Acolo, deci merge crimă organizată care are ca subiect respectiv persoane cu funcție de demnitate publică, ce intenționează să acționeze, dar dacă el acționează și tu trebuie să acumulezi informații, deja procurorul trebuie practic să exemplu, facă lucrul ăsta. Un exemplu, dacă îmi permiteți, domnul președinte, numai cu un exemplu practic, care ar putea să fie și unii servicii ar putea cumva, da? Avem o licitație, o achiziție publică, serviciul are informații că la această achiziție urmează să participe persoane care sunt exponenți unei organizații criminale. Deci noi nu avem încă o faptă comisă de către această organizație criminală, însă avem o situație în care ei doresc să participe la astfel de achiziții publică, care eventual ar putea să implice anumite acțiuni de corupție din partea unor persoane cu funcție de demnitate publică. Deci asta ar fi o idee practică și punctul Q, spre exemplu, cam la asta ar trebui cumva să ajute și aici ar trebui să spunem că până și la București în apereșenie, dar nu să lăsăm faptul să consume. Asta cam ar trebui să facem. Deci, cum spunea și domnul deputat, de a preveni, acționează, intenționează, da. De acord cu revizuirea un pic acestui articol, vreau să dau două exemple care sunt, cred că, importante pentru noi ca serviciu. În primul rând, pentru foarte multe servicii speciale, crima organizată este un instrument de a-și face lucru. Ori aduce oameni, ori de aduce bani, ori de aduce utilaje. Deci sunt persoanele care cunosc cum, pe cine dimituit, pe ce canale de adus și de influențat ulterior ce se întâmplă în țară. Deci crima organizată este un instrument în realizarea unor acțiuni subversive externe asupra Republicii Moldova. De asta serviciul trebuie să cunoască, să colecteze date, să se infiltreze, să creeze toată imaginea, să știe exact cum lucrează crima organizată și să fie la etapa asta. Stă 1-2. Un exemplu clar recent, atentat terorist în Istanbul. Câțiva cetățeni în Republicii Moldova implicați ulterior, deci căutați și reținuți de către organele din Bulgaria.
Deci asta era crimă organizată care a acordat suportul unei persoane suspectate de terorism. Aici se intercalează crimă organizată cu terorismul. Terorismul fiind o competență de-a noastră, iar crimă organizată fiind un instrument de realizare a scopurilor teroriste în cazul dat. Iarăși, ca să nu îngustăm prea tare și să stăm în afara problemei și să spunem că noi încercăm să prevenim problema, când problema deja este, iar scopul nostru de fapt este să cunoaștem integral problema și să prevenim alții care sunt de interes pentru noi, terorismul sau servicii speciale străine, în a utiliza această problemă, care într-adevăr este de competența PCCOX-ului și a poliției. Deci, rugămintea mea este să formulăm așa încât să nu ne îngustăm prea tare, să ne punem piedici nou, tot nou. La momentul formulă intenționează să acționeze perfect, în care dacă voi puteți opri, nu opriți, dacă nu puteți opri, atunci începeți să colaborați cu organele polițienești și împreună sau poliția se poate doar transmiteți informația poliției sau împreună deja curmați activitatea infracțională. Deci, domn director, este ok, da? Cu sintagma se intenționează. Bun. Dacă mai sunt întrebări sau după ce toată lista, da? Bun, hai să toată lista și pe care mergem pe subiecte, pe intervenții. Da. Așa. La litera R. Influențarea, susținerea sau adoptarea deciziilor în scopuri contrare intereselor naționale. Au fost obiecții referitor la neclaritatea normei, în condițiile respective, nu avem obiecții referitor la excluderea acesteia. Următoarea literă este... La sugestia Comisiei de la Veneția s-a menționat faptul că serviciul ar trebui să aibă anumite implicații în procesele electorale. În acest context, propune următoarea formulare a atribuției suplimentare. Influențarea proceselor electorale în scopul promovării propriilor interese de către state străine, entități anticonstituționale sau criminalitate organizată. Corespunzător este propunerea Comisiei de la Veneția, noi am formulat în felul următor, că serviciul va contracara orice influență a proceselor electorale în Republica Moldova realizate de subiecții respectivi. Litera S. Gestionarea ilegală, degradarea, o distrugere resurselor economice de interes național sau blocarea accesului la acestea. S-a propus resurselor economice, ținând cont că e o noțiune prea generală și mai puțin clară, de a fi modificat cu resurselor naturale. A fost efectuat, nu avem obiecție tale. Literatura, activitate îndreptată contra sănătății persoanelor care poate periclita securitatea națională. Ținând cont de generalitatea ei, s-a propus următoarea formulare, iar și la propunerea parvenită din exterior. Activitatea îndreptată spre producerea sau răspândirea unei epidemii sau pandemii. Ținând cont când sunt noțiuni, epidemii și pandemii sunt noțiuni clare și corespunzător, doar această activitate va fi contracarată de către serviciu. Degradarea mediului ambient și punerea în pericol securității ecologice la nivel național sau regional. Iar ținând cont de generalitatea aceasta, s-a propus poluarea excesivă radiologică, chimică sau bacteriologică a mediului sau punerea în pericol securității ecologice dacă aceasta poate să provoace un ecocid. Corespunzător s-a stabilit expres categoriile de poluări, precum și consecințele. Ecocidul este o noțiune definită. Respectiv, nu ar trebui să apară interpretări. Litera V vizează competența serviciului de a contracara interceptarea sau accesarea legală a comunicațiilor. S-a propus o formulare nouă, nu e atât nouă cât e mai mult de tehnică, deoarece s-au completat cu noțiunea sistemelor informatice, care nu se regăsește în redacția inițială, adică prin, nu doar prin comunicații și prin sisteme și rețele de comunicații electronice, dar interceptarea legală și prin sisteme informatice, precum și contracararea nu doar utilizarea tehnicii speciale, dar și a mijloacelor de program. Corespunzător a fost mai mult litera V, deci inserat cu roșu, este mai mult o redacție tehnică a același conținut. La litera W s-a modificat mai mult din tehnicile legislative și utilizarea sintagmelor, infiltrarea în cadrul serviciului, a exponenților serviciului speciale străine, intenților anticonstituționale, grupărilor criminale, a partidilor și mișcărilor. Corespunzător este o situația de securitate internă a serviciului. Litera X, intenția angajaților serviciului de a stabili sau stabilirea în scopuri ilicite a contactelor cu reprezentanții serviciilor speciale străine, intenților neconstituționale, grupărilor criminale organizate, a partidelor și mișcărilor de orientare extremistă, structurilor economice, financiare, persoanelor aparte care desfășoară activități ilegale. Corespunzător, aceasta este lista integrală de atribuție a serviciului în domeniul identificării și prevenirii contracarării a faptelor
ce prezintă un pericol deosebit din punct de vedere a serviciului și care urmează să fie în competența SIS-ului. Acum hai să ne oprim la această alinea 2 și la subpunctele sale și dacă există intervenții din sală și comentarii, propuneri, dacă sunt. Domnul Buzean, vă rog. La litera G, vă rog. Poftim? Litera G. Da. Culegere de informații, atât după text. G? Da. Stuirea sau organizarea comunitară. Culegere de informații? Sau paramilitare, deci parcă ceva nu se leagă. În primul rând, conotația de culegere de informații sau paramilitare. Entități anticonstituționale, entități de culegere de informații, entități paramilitare. Deci, asta. S-ar vedere că, pur și simplu, dacă culege informații, deja nimerești sub acest articol sau el e legat de primele descrieri? Care periclitează securitatea națională. Da, este legat, adică toată formularea constituie organizații, grupările, structuri teroriste, extremiste, intestine constituționale, de culegere ilegală de informații, cred că așa da. Ca fapt aparte să primești. Deci culegerea informațiilor. Ilegală, domnul Buzean. Ilegală? Da, da, da. Avem structură de definită, noțiunea structură de culegere ilegală de informații în cod penal, acum nou. Da, cred că să fie completat cu ilegal și nu va mai pe așa. Deci o să fie legat de penal? Pentru că nu, este definit de codul penal în ce constă structura culegii ilegal informații. Culegem ilegal, deci culeg foarte mulți ilegal date. Dar în ce situații această culegere va fi sub incidența acestui punct? Doar atunci când periclitează securitatea națională? Dar în alte condiții? Deja condiții este competența autorităților statului, dar nici de cum SIS-ului, da. Okay. Și în codul penal este deci foarte clar definit, da? Da, în codul penal este definit în ce constă structura respectivă, ce categorie de informații și în anume călui scop sau interes se realizează culegerea aceea de date. Ok. Pentru că la litera I aceeași întrebare era cu culegerea a datelor. I. Mai jos un pic. Mai jos puțin. Structura informativă ilegală, cum am menționat, este definită. Pur și simplu, noi dăm iarăși separat culegerea neautorizată de informații. Deci dacă e structură informativă ilegală, asta ar cuprinde și culegerea neautorizată de informații. Nu. Hai să spunem așa. Conform modificărilor realizate în codul penal, activitatea structurii informative ilegale este infracțiune separată, este definită ce înseamnă structură informativă ilegală. De asemenea, a fost completat cu un articol nou de infracțiuni, culegerea neautorizată de informații. Sunt infracțiuni separate. O bancă colectează de la Biroul Istoriilor de Credit un raport de credit. O să nimerească sub incidența nu, la acestui punct? Nu. De ce? Nu. Deoarece nu este definit conform cum am menționat. În cod penal nu cade astfel de informații ca culegere neautorizată. Pur și simplu, din articol el parcă se citește ca o situație separată decât ceea ce este descris mai sus. Ori legăm culegere ilegală deci structura informațională ilegală, ca e să fie clar determinat că se referă la structura deci structura informativă ilegală. Ca altfel parcă e să privești separat Sunt separate, domnul Buzean, sunt infracțiuni separate. Cel mai simplu de deschis codul penal și o să vedeți dacă este sau nu este așa. Da. Deci nu este o problemă acum să deschidem în codul penal și să ne uităm foarte repede. Dacă este în codul penal, atunci e explicabil. Deci acest punct. Ok, la litera K. Deci la final propun să fie inclus în condițiile legii privind la libertatea de exprimare, pentru că altfel poate avea o conotație de reprimare sau constrângere a libertății de exprimare și accesului la informații. Care ar fi în condițiile? În momentul în care este stabilit clar scopul de amenințare hibridă și tentativa de dezinformare. Legea privind la libertatea de exprimare nici cum nu promovează crearea panicii, producerii tensiuni sau conflictelor sociale. Atunci, completarea dată nu văd rezonabilitatea ei. Un simplu comentariu pe Facebook, o replică, un argument, poate fi interpretat în litera K? Crezi că un simplu comentariu poate crea panică? Deci, în cazul în care este disemnat de 10.000 de oameni, o persoană declară un comunicat sau o postare și 10.000 de utilizatori îl diseminează în continuare. Pentru că puterea internetului este
Deci cât de ușor poate fi diseminată această informație? Și aceste comentarii ar putea să fie încadrate în condițiile literii K. În contextul actual, litera K nu ar trebui să precliteze valorile sau garanțiile stabilite în legea privind libertatea de exprimare, pentru că altfel, jurnaliștii de investigații, deci societatea civilă care critic sau cumva se exprimă într-un alt fel, deci ar putea să merească sub incidența literii K. Legile nu pot, de o parte o lege se permită și altă parte o lege se interzică anumite acțiuni. În condițiile în care sunt atribuțiile serviciului, ele vizează acțiunile ilegale sau acțiunile care prezintă pericol. Dacă legea privind la libertate de exprimare oferă posibilitatea ca persoana să exprime în și stabilește anumite limite, atunci nu poate legea SIS-ului să contracaleze cele limite. Asta e a priori indiferent că scrim sau nu scrim într-un act. Dau o simplă diferență. Dacă mergem pe legea, deci legea privind la libertate de exprimare la fel nu permite dezinformarea și oferirea unor informații manipulatorii. Deci doar că legea privind la libertate de exprimare prevede o anumită conduită de atac. Deci trebuie să înaintezi cererea de dezmințire și ulterior poți să-l ataci în instanță pentru defăimare, denigrare și așa mai departe. Informațiile sunt false sau sunt lipsite de substanță probatorie. Pe când litera K presupune deja încadrarea într-o activitate specială a SIS-ului. Deci, cu alte cuvinte, dacă comentez injust pe Facebook, ai putea să nimerești în această listă de persoane în raport cu care se va aplica litera K. Aici este pericol. Colegi, eu cred că situația asta se rezolvă cu prima frază din articolul 4, unde este indicat atribuțiile serviciului în scopul asigurării securității naționale, depistării, reducerii sau evitării riscurilor și amenințărilor la adresa securității. Deci dacă aceste informații nu prezintă pericol pentru securitatea națională, nu are cum intra în atribuțiile serviciului. Marja este foarte largă. Asta e problema. Pentru că am putea să încadrăm în această marjă. Au mai existat cazuri și anterior, trebuie să recunoaștem. În Republica Moldova, atribuțiile SIS-ului au fost aplicate și în contextul, da. Da, în principiu sunt de acord, de ceea ce noi am mai menționat și am discutat și în cadrul grupului de lucru, că e bine să știm care sunt pericolele la adresa securității naționale, care este întinderea lor. În principiu, iarăși, noi avem, este în vigoare strategia securității naționale, acum se lucrează la o versiune mai nouă, așa că eu cred că e posibil de soluționat juridic așa fel de situație. Cu alte cuvinte, susțineți sau nu încadrarea în condiții legii privind la libertate de exprimare? Că legea privind la libertate de exprimare garantează fiecare persoane de a se expune. Dar trebuie să răspundă în condițiile când persoana dată manipulează. De exemplu, naște readom, da, vă dărjiteți, asta se încadrează unde? Se încadrează, de exemplu, eu vă dau. Sau dacă este o persoană care este formator de opinie, influencer, care după dânsul pot merge 10-15 mii de oameni și cheamă la răsturnarea ordinii constituționale. Deci și scrie pe Facebook o asemenea deschemare, da, și vine 15 mii de oameni și începe să atace instituțiile statului, sub ce incident scade. Deci aici întrebarea este. Pe de altă parte, deci noi, eu vă dau dreptate, pe de altă parte, deci nu poate oricine care are o părere despre o anumită persoană să încadreze sau SIS-ul să intervină. Deci haideți să vedem cum noi aici, dacă găsim acum soluții bine, dacă noi punem semn de întrebare și revenim. Dacă îmi permiți, articolul trebuie citit în integral, da? Cu scopul de a crea panică, produce tensiuni, ori conflict social. Ori și scopul trebuie să fie văzut acolo. Pentru că dacă o persoană a scris pe Facebook pentru că așa a vrut el azi, ok, dar dacă el a făcut-o cu un scop și are o strategie de promovare și de acumulare mai multor urmăritori și tot restul, înseamnă că el o face cu un scop special, de a crea panică, tensiuni, ori conflict social. Ori amenințări hibride de securitate tot au o definiție și e clar. Ori dacă luăm fiecare cuvânt și îl citim doar separat, îl scoatem și îl vedem, desigur, putem să ne jucăm în jurul lui toată ziua. Dar citim articolul sau punctul ăsta integral ca să-l vedem atunci. Are cuvântul scopul. Am înțeles. Deci când se aplică presiuni pe structurile guvernamentale prin critică, prin critică, că nu-mi place viziunea, nu-mi place decizia. Critica nu are nimic cu chemarea la răsturnare, deși produce panică, deci criticarea a cuiva nu înseamnă neapărat scopul de a crea panică. Acest lucru diferit. Da, hai să intervină domnul Achimovski. Eu cred că dacă o să găsim noi în lege securității statului sau cum se numească ea, nu o definiție, dar o marjă clară de exprimare a domeniilor de protecție a securității naționale, ele în general sunt patru, dar în toată lumea, dar pot fi divizate și clarificate, atunci întrebări nu o să apară. Eu nu cred că punctul K trebuie să fie ținut de o altă lege decât legea cu privire la securitatea de stat sau o definiție dată aici. Vă dau un exemplu când
un grup de mesaje au făcut ca într-o țară din Europa să falimenteze în timp de 2 săptămâni o bancă sistemică. Când printr-un grup de mesaje, foarte puține, s-a spus că această bancă nu este de nădejde, ea falimentează. Și oamenii, deponenți au fugit la bancă și atragă depozitele. Și în 2 săptămâni banca a falimentat, sau, hai să spunem așa, în general, a intrat în procedură de administrare specială. Doar prin niște mesaje pe rețelele de socializare. Deci niște mesaje tot pot să aducă. Și atunci și domeniul a securității naționale a fost afectat. A fost afectat domeniul economic. Dependență de cât de serioasă este, care este prezența băncii pe piață. Dacă avem, eu pot să spun, dacă luăm, Doamne ferește... Noi, în COVID, da. Câți influenceri din ăștia au oferit? Poți? Eu aș propune să... Noi nu cred că o să găsim aici o formulă ideală. Eu aș propune un pic să... Să mai analizăm. Vă aduc un simplu exemplu. De exemplu, în Coreea de Sud, o prevedere similară în legea lor, articolul 7, care a fost, dacă o să trimit chiar pentru informare, a fost la ei contestat și la Curtea Constituțională, a generat foarte multe dezbateri, pentru că sub pretextul unei formulări aproape similare, deci erau reținuți sau intentate dosare penale jurnaliștilor, apărătorilor de drepturi ale omului și așa mai departe. Deci eu cred că noi aici trebuie un pic să analizăm, să găsim formule ca ulterior să nu existe marjă de interpretare și cred că aveți argumente suficiente și noi toți suntem de acord că trebuie să revenim la să găsim niște formule care să nu lasă prea multe loc de interpretări. Iată, am adus exemplul COVID-ului, când cineva din influenceri, prin postările așa, au făcut așa că sistemul nostru medical era cât pe ce să cadă pe butuci, pentru că lumea nu credea, lumea refuza să se interneze, lumea... Da? Deci noi avem exemplele noastre prin... la cele care s-a... Acord, dar comparația cu Coreea de Sud nu este una dintre cei mai fericite, pentru că în Coreea de Sud eu vorbesc, pentru că în Republica Moldova sensul nu reține, nu face dosare și așa mai departe. Sunt două lucruri total diferite. Domnul Ienicov. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, în opinia centrului la Geneva de CAF, care este pasat și pe site-ul Parlamentului, noi în principiu am expus experiența internațională. Nu-i prea bine de încercat de detaliat prea mult atribuțiile serviciului, asta și-a fost ideea, că noi intrăm în dezbateri de astea, da, aici se poate, de aici nu se poate. Abordarea noastră este cu mult mai largă. Noi vrem să avem un serviciu eficient, care are suficiente atribuții pentru a interveni în orice situație care amenință securitatea națională. Și de ce concret la punctul acesta, în cazul când careva activități, acțiuni, cumva prezintă o amenințare pentru securitatea națională, serviciul trebuie să le monitorizeze. Dacă să revenim și la exemplu pandemiei, cam aceeași situație. A început de la un caz, 2, 3, pe urmă s-a transformat în pandemie. Serviciul trebuie să monitorizeze oricare informații care consideră că au un potențial de a deveni ceva mai grav. De ce abordarea de CAF-ului este să nu încercăm să limităm serviciul, să nu îi stabilim prea rigid limite în activitate. Trebuie să fie mai larg. Revin la idee. Potrivit primei propoziții, în scopul asigurării securității naționale, depistării reducerii, amenințări, hibrid, securitate, tentative, informare, manipulatorii și așa mai departe. Nu văd o problemă mare în asta. Dacă răspunde la prima condiție, este ok. Și eu vin aici să spun ce a menționat domnul Chimovski. Noi, dacă și să facem legătură, deci noi spunem un semn de întrebare, deci am spus la anumite puncte care noi credem că nu găsim soluție, punem acum un semn de întrebare la punctul, deci capă. Condițiile că facem modificări și la legea privind securitatea statului. Da. Deci noi am spus cum să venim, când o să ajungem să votăm, până a vota în lectura a doua, noi vom registra un proiect care va face modificări și la alte legi conexe, pentru ca să putem explicăm de ce am făcut așa și nu invers. Și atunci, la legea securității statului, noi în grupul de lucru o să găsim deci soluții. Dar, deci punctul K, noi punem un semn de întrebare, discutăm iarăși în grup de lucru și vedem care e o soluție pe care noi o propunem. Da? Ca să nu
Mai departe. Da. La litera N este utilizată doar sintagma sustragere. Deci are un sens anumit sau deci a sustrage, de exemplu, a deteriora, a scoate din uz, a vinde. Deci toate aceste activități nu ar fi necesar de completat? Deci aici este utilizat doar sustragere. Blocarea intenționată. Da, conceptul inițial, da, pe ideea de sustragere, din, în special din depozitele de stat, a categoriei respective de bunuri. Sustragerea este excluderea fizică, sau cumva trebuie să-l iei sau duci undeva, dar dacă l-a defectat. Ori în altă, ori în proces de scoatere la evidență, tot trebuie. El este periculos atunci când fizic le iei și le folosești în alte scopuri. De asta și sustragerea fizică, chiar dacă el e nimicit, atunci se monitorizează foarte atent cum se nimicește un armament sau un produs explozibil, care ulterior se scoate de la evidență. Dar sustragerea lui și ulterior utilizarea în alte scopuri ilegale, în general ilegale. Asta e ideea. Deci sustragerea fizică e punctul cheie cumva aici, tot procesul ăsta. Și în jurul lui deja se monitorizează toate procesele care se întâmplă. Atenție era la distrugerea fără sustragere. Deci cumva defecționarea sau defectarea. Defectarea utilajului fără sustragere. El stă frumos, dar el nu-i funcțional. Și ales... Se numește sabotaj deja. Da, acest... E altă activitate. Deci ca propunere, nu insist. Ulterior la procesul... Că, dar hai să ne oprim aici. Noastră ce vreți să includem noțiunea de sabotare sau încă ce-i suplimentar? Nu. Eu mă gândeam că trebuie să fie mai larg decât sustragerea. Pentru sustragerea presupun că trebuie să-l iei sau nu. Deci articolul din ce am înțeles eu, cât am discutat, mai curând lucru se referă exact la sustragerea lui și folosirea, deci în alte, adică în scopuri legale. Asta a fost obiectivul de formulare. Dacă cumva formularea nu este... foarte clară, dar pentru mine îmi pare că e clară. Dar dacă nu este foarte clară, hai să găsim o altă, deci, formulare. Dar obiectivul acestui punct este exact. A luat, l-a extras, l-a folosit în acțiuni ilegale. Ok. Cu influențarea procesului electoral, următorul punct. Deci se indică influențarea procesului electoral, deși codul electoral invocă mai mult influențarea rezultatelor electorale sau influențarea rezultatelor finale. Pe când noi punem, să-i spunem așa, o formulare un pic diversă. De ce propunerea era ca să substituim procesul electoral cu rezultatele alegerilor? Deci procesul este unul, deci noi putem influențarea procesului și rezultatul electoral, el poate fi dezvoltat. Dar procesul electoral, deja ca știință politică, este nemijlocit cum are loc, deci toată campania electorală și nu doar campania, dar și pre-campanie, pentru cum are loc finanțarea partidelor, cum partidele folosesc, deci anumite finanțări legale privind holdinguri și multe, multe alte lucruri. Da. Și plata, deci agenților electorali din teritoriu și mai multe lucruri. Și ca să nu îngustăm iarăși prevederile acestui punct, rezultatelor ar putea presupune și cineva ar putea să interpreteze ca alterarea însăși a cifrelor, că undeva s-au falsificat cifrele. Când procesul electoral e mult, mult mai larg și mult mai complex care trebuie luat în considerare. Și dacă vorbim doar de rezultatul electoral, asta e deja o acțiune post factum, după ce a avut loc acțiunea, adică nemijlocit alegerile. Procesul ăsta este acțiunea de la declararea datei alegerii, dar mai departe înregistrarea candidaților și acțiunile pe care le întreprinde parcursul campaniei electorale. Astea sunt etapele. Și ceea ce își propune SISU este să vadă cum în această, adică aceste etape nu sunt încălcate de către agenții electorale, deci legislație. Noi putem pune și procesul electoral și rezultatul electoral. Adică noi putem completa, dar nu putem exclude noțiunea de proces. Ok. Și ultima propunere este... Deci ultimul punct, litera X, se referă la cumva contracararea acțiunilor abuzive ale SIS-ului, din ce aici se înțelege. Deci undeva ar trebui de prevăzut suplimentar obligația sau atribuția de a respecta drepturile omului, ceea ce nu este indicat, și altor valori constituționale, inclusiv responsabilitatea salariaților sau foștilor salariați sau de a contracara nu doar activitatea angajaților SIS, dar și foștilor angajați SIS, care este cunoscut, să-i spunem, pe larg, activitatea lor continuă și după ce se părăsește funcția. Deci se desfășoară aceleași activități ca și în cadrul SIS-ului. Cumva, iată, cu această sarcină ar trebui, sau una dintre atribuții ar trebui ca SIS-ul să contracăreze activitatea de mai departe a foștilor salariați SIS, care cumva obișnuiesc să continuă aceeași activitate. Deci orice acțiune care o face o persoană care nu mai este angajată serviciului, dar desfășoară aceleași acțiuni de colectare de date, creare de agentură și tot restul, se încadrează în alte articole care e încălcare de lege și e penal. Și asta nu numai SIS-ul, orice poliție, procuratură poate spune.
Serviciul pune foști ofițeri, deci la momentul plecării semnează angajament de nedivulgare. Deci nedivulgare informații care au devenit cunoscute în procesul de activitate. Orice activitate după ce el pleacă, serviciul nu mai răspunde pentru dânsul, el răspunde pentru propriile sale acțiuni. Și dacă le face, le face a priori ilegal și asta trebuie să pedepsă penal din start. Asta e cu, fără includere aici. El la ziua de azi deja e ilegal. Unica completare este că aceste persoane sunt purtători de informații strict confidențiale și nu în toate cazurile organele de forță au suficiente informații despre aceste persoane secretizate pe care le deține doar SIS-ul. Deci, cu alte cuvinte, doar în evidența SIS-ului sunt aceste persoane și în unele cazuri, să zicem așa, nu că nu ar avea o competență, dar lipsa de informații de către organele de drept câteodată nu dau rezultatele palpabile. Din simplu motiv că SIS-ul cunoaște informațiile la care au fost oferit acces către aceste persoane și cumva este mult mai ușor să supravegheze această persoană de după ce părăsește funcția, decât în penal, unde trebuie să existe o cerere, o autosesizare, pe când SIS știe care este valoarea, pentru că de regulă cum se acționează. Persoanele pleacă din SIS la ei, deci businessmanii sau oamenii cu interese ies anume la aceste persoane, purtători de informații confidențiale și de aici deja derulează alte scheme sau schițe. Vreau să vă referiți la faptul că ei fac scurgeri de informații sau desfășoară alte tipuri de activități? Nu doar, și scurgerile de informații și alte activități bazate pe metodele și tacticile SIS-ului. Deci ei practic transpun în civil ceea ce au văzut în serviciu special. Încă o dată, activitatea asta este și la ziua de azi și la ora asta ilegală și fiecare fost ofițer la momentul actual civil duce răspundere pentru activitățile sale. Serviciul, în cazul în care, în procesul de activitate, îi devin cunoscute că un fost angajat face astfel de activitate, documentează și informează procuratura. Și ulterior, de asta se face și la ziua de azi și, bun, eu nu văd necesitatea. Dar importanță. Deci ca să dacă o includem, iese că doar SIS-ul trebuie să-și monitorizeze foștii angajați, ceea ce înseamnă mare ingerință în viața privată, și atent cum o facem, și există alte prevederi legale care sunt. Eu cred că ăsta ar fi un element foarte bun pentru a responsabiliza învățătorul față de student. Da? Studentul s-a învățat, a obținut tot ceea ce a putut de la SIS, a plecat din funcție și ulterior desfășoară activitate privată. Deschide SRL și desfășoară SIS sub acoperire în sectorul privat. Deci eu nu aș spune că trebuie să excludem organele de forță, categoric nu, dar trebuie să existe o anumită supraveghere și responsabilitate din partea SIS în raport cu proprii discipuli. Da, dacă îmi permiți. Da, referitor la prima parte a întrebării, referitor la drepturi și obligații, noi avem articolul 12 din legea SIS-ului care stabilește totalitatea atribuțiilor serviciului, da? Așa se numește, respectarea drepturilor, libertăților omului în activitatea serviciului, unde este reglementat cum SIS-ul, ce obligații are pe tema respectivă și cum urmează să realizeze respectarea drepturilor. De aceea, în atribuții, asta nu e atribuție, asta e obligație de a respecta drepturile și de a contracara. În partea ce vizează interacțiunea cu foștii angajați. Articolul 104 stabilește atribuțiile serviciului. În condițiile în care dorim să stabilim o atribuție nouă a SIS-ului, trebuie să vedem dacă ea nu se regăsește actualmente. Cum a spus domnul director, în momentul în care fostul ofițer, realizare careva din faptele enumerate mai sus, el va cădea sub incidența serviciului indiferent, că e fost sau nu e fost. Doar faptul de a deține statutul, atunci eu mă gândesc cam care ar fi acea atribuție. Realizarea de către foști ofițeri a SIS-ului a ce? Ori culegerea, cum ați menționat și dumneavoastră mai înainte, noi avem noțiuni penale și de acum și de contracarare, da? Culegerea neautorizată de informații este definită clar elementul respectiv. Intervenția în criminalitate organizată este clar definită. Cu alte cuvinte, faptele grave realizate de către foști ofițeri se regăsesc azi în ceea ce am scris noi. Dacă este ceva nou suplimentar, noi suntem de acord să-l completăm ca atribuții suplimentare, dar cel puțin la moment eu nu găsesc cum am formulat-o noi, anume în privința acestei categorii de subiecte. Cred că ar trebui de făcut o diferențiere dintre faptele săvârșite de către o persoană care nu a activat în SIS, aceleași fapte ilegale, și un fost angajat SIS care, utilizând aceste instrumente, cunoscându-le, le utilizează contrar atribuțiilor. Deci, cu alte cuvinte, aceasta ar fi o diferențiere, deci gravitatea faptei este mult mai mare. Și în cazul dat, probabil că aceste persoane la fel ar trebui să reprezinte un interes față de SIS din perspectiva monitorizării comportamentului acestora. Că altfel se primește pe același cântar, punem un fost angajat SIS care cândva a servit statului Republicii Moldova și după care îl pleacă și contravine acestor interese. Și cumva SIS de la această sarcină, sau aceste persoane le tratează egal ca și cu alte persoane care nu au activat în cadrul SIS-ului. Da,
foști angajați ai poliției, foști angajați ai armatei, foști angajați ai NPO-ului, ei tot au instruire specială și tot au cunoștință destul de vaste în domeniile respective. Poate nu exact cum are un ofițer SIS, dar tot destul de bine angajați și tot fac ce spuneți dumneavoastră. Atunci trebuie să punem în sarcina și a Ministerului de Interne, și a Ministerului Apărării, și a Ministerului Justiției exact aceeași sarcină. Proiectul de lege SIS care admite niște... Trebuie să recunoaștem, angajații SIS obțin anumite competențe foarte și foarte largi. Deci chiar ca metodă, ca tehnică, ca surse, ca informații. Deci ei sunt niște purtători de informații arhi-importante. Nimai cătând la viața privată, deci ne referim în genere. În momentul în care această persoană pleacă din serviciu și de astfel de persoane, sunt foarte mult, fie că e pensionare, fie că e... Deci regimul de verificare acestor persoane scade din perspectiva SIS-ului, pentru că cât el este angajat SIS, SIS-ul verifică mult mai detaliat. În momentul în care el pleacă, cumva se pierde interes față de el. Dar el găsește o altă activitate mai benefică. Și astfel de cazuri sunt răspândite. Deci uitați-vă, toate cazurile care sunt în public, sunt legați foști angajați ai serviciului. De ce ar fi ca o responsabilizare acestei autorități? Pentru că, în realitate, aceste persoane pot reprezenta interes mai mare pentru securitatea statului decât agentura secretă când îi avem pe noștri. Interes mai mare, anume cum e scris în punctul X, dacă persoana activează și la ziua de azi are acces la informații secretă, strict secretă, și este racolat de către un serviciu special străin și el furnizează informații. Că asta e la ziua de azi... Să aibă acces, să dispună de această informație. Deci, odată ce persoana pleacă, toate accesurile se termină la dânsul. În primul rând, informația de aici e semnătura și responsabilitatea lui FOAE, că el duce răspundere penală pentru asta. Și cade sub incidență, asta deja e penal. Noi eu înțeleg ce preîntâmpinare, prevenire, verificare din strat sau cel puțin monitorizare, el încă nu s-a vrășit nimic penal, dar el are intenția, deci el deja e atuitat la partea de contracarare este procedura de selecție a angajaților și nu luăm fiecare care vine și bate la ușă și spune că vreau să lucrez la SIS. Noi verificăm foarte aprofundat, au fost scăpări în trecut, noi acum revizuim tot procesul de recrutare, anume pentru a preveni lucrul respectiv. Eu nu văd cât de util ar fi aici, da? Ok, haideți să vedem. Eu numai cu o singură chestiune, că domnul președinte a citit gândurile, că e intențiile și preîntâmpinările sunt prevăzute până la litera X. Dacă el, oricum, dacă o să fac, vrei o să-i treacă prin cap să fac ceva utilizându-și cunoștințele din SIS, o scad sub incidența altor situații până la litera X. Dacă o să fac ceva penal, atunci cade sub incidența codului penal și respectiv în alte structuri. Eu nu văd de ce trebuie să introducem și foștii angajați SIS, că aici chiar putem să vedem la limit, cum zice domnul director, el gata, nu mai are treabă cu serviciul de informații și securitate, este persoană civil, vrea să-și ducă un mod de viață liniștit, să-și crească roșii și castraveți, dar aici trebuie să stă în fiecare zi, ca foștii colegi stau și mă monitorizează cât de bine îmi cresc eu roșile și castraveții. Deci nu cred că e... Dacă vreți așa, să-i facem așa ceva, dați o pensie de 5.000 de euro și el spune, băieți, cu pensia asta de 5.000 de euro, monitorizați măcar 24 din 24, cum mi-ajunge. Deci nu cred că e atât de important, pentru că până la urmă, dacă o să fac ceva rău, o scadă sub incidență sau legii sau codul penal. Asta vrem să spun, pentru că acțiunile lui, deja după ce pleacă din serviciu, vor cădea sub incidența celorlalte puncte care sunt mai sus prevăzute și a codului penal. Pe de altă parte, dacă noi punem obligatoriu, deci urmărirea lor post, asta trebuie să crești personalul dublu, pentru că ei care pleacă la pensie parcursul 10 ani de zile vor fi mai mulți decât ori veni 10 ani de zile. Și tot asta va fi în progres geometric, tot o să crească, cu tot o să fie mai mulți angajați, cu atât mai mulți o să ai nevoie să-i monitorizezi. Deci o să încalce legea cel 1 din 10 sau 1 dintr-o 100 care o să fie, o scadă sub incidență de răspundere după celelalte puncte prevăzute mai sus. Da, eu cred că asta iarăși e o încercare de suprareglementare, pentru că nu cred că ar fi corect să intervenim în metodele serviciilor de informații. Asta, de fapt, face parte din controlul intern, control asupra propriilor angajați, inclusiv după ce au plecat din serviciu. Și iarăși, în contextul în care acești foști angajați sunt o sursă de informații sensibile, de importanță majoră pentru securitatea națională, ca și oricare altă sursă, ei trebuie și pot fi monitorizați. Nu cred că trebuie să încercăm să suprareglementăm aceste activități. La punctul ăsta din partea altor colegi din sală, deci întrebări. Dacă nu sunt, propun domnului Frija să meargă la punctul 3. Da.
Punctul 3 e alt bloc de competențe. La momentul actual, în Codul Procedură Penală, articolul 273 reglementează autoritățile naționale care au drept de a constata anumite categorii de infracțiuni. În competența SIS-ului, de asemenea, este dată drept de a constata infracțiuni și este generic menționat. Infracțiunile, SIS poate constata infracțiuni care sunt date în competența sa prin lege. Și concomitent, nicio lege nu reglementează care ar fi acele infracțiuni care serviciul le poate constata. Punctul 3 a fost propus spre completare în legea SIS-ului, anume pentru a delimita care categorii de infracțiuni serviciile constată. Fiind enumerate infracțiunile care, din punctul nostru de vedere, vizează securitatea statului și ordinea constituțională. Totodată au parvenit diferite propuneri de la diverse autorități în care s-a menționat, în primul rând, de faptul că ar fi o normă considerat procesual, iar conform codul de procedură penală, orice normă procesuală trebuie să regăsească în mod obligatoriu în codul de procedură penală și s-a propus o altă formulare. În condițiile date, propunem formularea, poate în textul următor, realizarea activității de prevenire, identificare și constatare a infracțiunilor în condițiile codului de procedură penală. Cu alte cuvinte, se propune ca nu completarea legii SIS-ului cu categoriile de infracțiuni, dar în codul de procedură penală la autoritatea constatatoare a infracțiunilor, enumerarea expresă a articolelor din codul penal a căror este competent serviciul de a le constata, adică faptele respective. Și în condițiul dat, după cum s-a menționat, propunem ca în legea de modificare să fie modificat corespunzător articolul 283 din codul procedură penală cu articolele exprese din codul penal pe care le va constata și SIS-ul sau va avea drept să le constate. În legea SIS-ului rămânând doar redacția respectivă prescurtată. Și asta a fost, practic, intervenția pe care am avut-o eu și am propunerea este că nu este bine să încărcăm legea tot foarte mult. Pentru că, oricum, noi mai degrabă, și de acolo a apărut ideea, noi mai bine mai facem un proiect de lege în care să modificăm legile conexe decât să băgăm, să repetăm tot din codul procedură penală, hai și-o încopia și, deci, în legea de bază. Mai bine facem o trimitere exactă, da, în care, deci, condițiile să fie, sau să se aplice legea în condițiile codului de procedură penală. Și aici SIS-ul, deci rugămintea este ca ei să vină cu propuneri, da, iarăși la acea proiect de lege care o să modifice legile conexe, da, să vină cu propunere și la modificarea codului de procedură penală 273. Acum, dacă sunt anumite întrebări, nu știu, ideea poate fi corectă, nu corectă, dar asta, deci, mi s-a părut mie că este corect. Da, domnul Echimoschi. Noi discutam și colegii la Procuratura Generală, noi propuneam o altă versiune de alternativă, deci de a nu enumera sau de a îngusta chiar categoriile de infracțiuni pentru care SIS poate să informeze, deci de a prelua mecanismul, deci nici nu e necesar practic în lege de făcut careva intervenție, nici în cod de procedură penală, de fapt acolo ar trebui de scos SIS-ul din 273, iar în legea cu privire la activitatea informativă și contrainformativă, de stabilit că în procesul de realizare activității informative, dacă serviciu constată o infracțiune, atunci informează procurorul în termen 24 de ore despre faptele constatate. S-ar primi în felul următor ca într-un caz practic. Cineva își sapă grădina și găsește o bombă. Informează Ministerul de Interne, Ministerul vine și ia bomba și îl sapă grădina mai departe. Deci dacă serviciul are anumite scopuri să desfășoare activitate informativă și stabilește o infracțiune, informează procurorul că iată, am stabilit o infracțiune și își continuă mai departe activitatea informativă pentru scopurile pentru care eu a fost autorizată, da, fără să se implice mai departe ca organ de constatare. Care o să fie rost că rămâne organ de constatare dacă el nu o să mai ajute procurorii mai departe la investigare? Și într-un caz, și în versiunea asta, și în versiunea care o propunem noi. În versiunea care o propunem noi, de fapt, lasă o marjă mai mare de informare a SIS-ului, a procuraturii despre anumite fapte care ar putea scade competența infracțiunilor. Noi am putea în 273 să stabilim o listă exhaustivă și SIS-ul să stabilească alte infracțiuni în procesul activității informative, accidental, așa să spunem, și să nu avem pârghii prin care SIS-ul să întocmească un act de constatare. Deci, dacă excludem actele constatare, și mecanismul din legea 59 stabilește infracțiuni, informează în 24 de ore procurorul, procurorul își autorizează măsuri și își prelungește activitatea pe cod de procedură penală, dar SIS-ul merge mai departe pe scopurile lui. Da, dacă permiți, totuși, diferența este mare între a informa despre săvârșirea unei infracțiuni și de a realiza acțiunea procesuală penală, cum este procesul verbal de constatare a infracțiunii. Este un act procesual care este obligatoriu către examinare, către procuratură și nu uităm, articolul 273 reglementează nu doar
faptul propriu-zis de constatare a infracțiunii există un șir de elemente necesare procesului respectiv, adică drepturile autorităților abilitate cu drept de a constata infracțiuni, anume de efectua anumite măsuri imediate la loc fapte, da? Aceeași cercetare la fața locului, aceeași reținere a făptuitorului pe urme fierbinți. Cu alte cuvinte, 283 stabilește un mecanism mai larg un pic decât doar informarea, dar excluderea serviciului, cel puțin din punct de vedere a faptelor. Constatarea infracțiunii este dată în competența și inspectorului fiscal și serviciul VAMAL și șeful aeronavii, da, și polițistul sector constată infracțiuni. În condițiile date, excluderea serviciului nu cred că este ce mai eu pot să vă spun că mecanismele stabilite la 283, mi se pare că alineatul 3, sunt inaplicabile, din punct de vedere chiar procedural, deci codul contrazicerii singur pe dânsul, până la pornirea urmăririi penale, în baza 283, nu ai să poți să faci percheziții, cum scrie în 283, nu poți să ridici, să anexezi corpul delictii, nu poți să conservezi probe, poți să faci ceea ce îți permite oricărui cetățean codul penal și codul de procedură penală, reținerea infractorului. Orice cetățean poate să rețină un infractor. Așa, asta poți să o facă și serviciul de informații și securitate. Ceea ce propunem noi coroborează într-un fel cu un proiect la Ministerul Justiției care prevede la articolul 263 din Codul de Procedură Penală denunț făcut de o persoană fizică sau juridică, inclusiv de o autoritate publică. Iată care este, ar fi mecanismul de sesizare. Acest mecanism poate fi utilizat de poliție când face măsuri speciale de investigație în legea 59 și părerea noastră, propunerea noastră, poate fi utilizat în egală măsură și decât serviciul de informații și securitate. Vă spun că în caz contrar, dacă la 273 stabiliți o listă exhaustivă de infracțiuni, voi puteți stabiliți și alte infracțiuni în proces. Puteți stabiliți un huliganism, paradoxal, da? Și ce să faceți cu dânsul? O să vă deschideți 273 și vă uitați și spuneți că n-am așa competență, eu stabilesc că să întocmesc proces verbal de constatare, act de constatare a huliganismului, că nu-mi primiți cod de procedură penală. Și tot la procedurile generale o să apelați. O să trimiteți pe cineva, o să rețin pe acea persoană, sau cineva distruge un monument, spre exemplu, da? Un act de vandalism, tot o să recurgi la proceduri generale, fiindcă nu le vezi pe cele speciale în 273. Deci, okay, deci dacă îmi permiteți, la punctul ăsta 3, trebuie să-l corelăm cu propunerile care sunt și în celelalte legi care sunt în justiție și cu propunerile noastre. Eu propun, să-i punem un semn de exclamare, în sensul că să revenim. Dar nu poate găsim, poate asta e cea mai bună soluție, dar poate sunt soluții mai bune. Deci un mecanism uniform. Ok, trebuie corapurat, ok. Mrădescu, vă rog, intervenția. Stimați colegi, n-am intervenit mai înainte, am așteptat ca colegul să finiseze cu articolul, dar văd că se incită spiritele. Noi am venit în genere cu un proiect suplimentar, în genere cu un nou concept la articolul 4, dacă l-ați văzut afișat în Google Drive. Nu știu, poate mai jos el este undeva afișat. Nu e mai jos, nu apare. În sistemul informatic care am trimis toate adresele, adică pe internet, aici nu. Aha, doar în sistemul celălalt comun el este. Noi am reieșit din CESC să modelăm un nou, o reformulare a articolului 4 în întregime, dar până la reformularea respectivă am mers să aducem în concordanță cea lege care definește cele noțiuni principale de la care spornește securitatea statului și securitatea națională. Deci avem legea privind securitatea de stat, 18 din 95, care într-adevăr e necesară. Iată în legea aceea sunt arătate concret ce înseamnă pericole deosebit prin securitatea statului. Da, legea e veche, poate e necesar un pic să ajustăm noțiunile din articolul 4 din legea respectivă, să dăm o claritate ce înseamnă întâi pericol deosebit pentru securitatea statului, ca ulterior atribuțiile SIS-ului să reiasă din aceste prevederi. De asta noi am venit întâi cu o noțiune cu o reformulare și articolului 4 din legii respectiv, îmi pare rău că nu este în... Și respectiv facem trimitere în articolul acesta 4 al legii privire la activitatea serviciului de informații. Pur și simplu facem trimitere, că este deja o lege care identifică pericolele deosebite pentru securitatea statului și de aici reiese și activitatea SIS-ului. Prin faptul că încercăm noi într-o lege specială acum să definim niște competențe, eu cred că invers, îngustăm activitatea și atribuțiile SIS-ului prin darea definiției de astea mici. Pentru că pericolele deosebit prin securitatea statului sunt cu mult mai largi. Deci noi dacă revenim la noțiunea ce înseamnă pericol deosebit prin securitatea statului, credeți-mă, oameni buni, acolo unde este, unde o să fie stabilită, de exemplu, sustragere de armament și muniții, și dacă în cadrul aceea faptă se presupune că sunt și acte de corupție, la fel o să le monitorizați și o să le investigați.
De asta nu trebuie să mergem la îngustarea noțiunilor, iată că mă înlege asta. Am fi vrut să venim la mai întâi să modificăm articolul 4 din legea privind securitatea statului. Noi deja am venit cu un proiect care îl vedem clar ca amenințări, ce sunt amenințări. Le-am luat și practica altor țări vecine, ce înseamnă amenințări la securitatea statului. Le atribuim SIS-ului în lege specială și atât. Asta, deci vine în ideea care am spus eu, că noi, deci propunerile date, dar și altele care au venit în timpul discuțiilor, dezbaterilor, în grupul de lucru și care o să mai apară, deci pe parcurs, deci noi le colectăm într-o lege deci separată pe care trebuie să o înregistrăm și mai departe să o argumentăm prin notă informativă. Deci ce îmi doresc eu atunci, cu o săptămână înainte de a merge în lectura a doua cu acest proiect de lege, noi să înregistrăm proiectul de lege care să prevadă modificările altor legi. Deci asta este, deci o să o transmiteți sau oare de fapt domnul Frija și o să o discutăm, da, și o să o discutăm la următorul grup de lucru, dar o să o discutăm, da, pentru ca să vedem cum deja începem a forma celălalt proiect de lege. Doamna Racu. Am o întrebare referitor la 7, dacă până la 7 nu mai sunt alte comentarii. Punctul 3. Să zicem în capăt. Nu, ajungem, acum și ajungem. Noi cu punctul 3, deci punem semn de întrebare, da? Discutăm, pentru că, da, au apărut două. Una, să lăsăm așa cum este, a doua, deci eu am propus să facem trimitere. Deci la codul procedură penală, domnul Chimovski, în genere, spune că noi trebuie, deci, și deja domnul Radețchi, care propune în genere redefinirea, deci că avem câteva. Așa e că noi o să discutăm atunci, să dăm la punctul 3, punem semnul de întrebare. Ok, dar dacă tot am pomenit, poate până ajungem la 7, colegii se mai gândesc. Aici este vizat ANP-ul separat și nu Ministerul Justiției în totalitate. După mine, cred că ar trebui Ministerul Justiției, pentru că avem dimensiunea extrădărilor, da? Mai avem segmentul INP-ului, și aici tot s-ar putea să existe interferențe, atât din perspectiva celor eliberați, condiționat, aflați în probațiune, cât și din perspectiva altor categorii de, cum să zic, de beneficiari ai Inspectoratul Național de Probațiune. Cu ANP-ul e clar, dar mă gândeam că poate ar trebui să fie Ministerul Justiției /ANP/INP. Da. Bun, poate rugăm colegul meu, domnul Frijă, să citească punctul 5 și 6 și ajungem la 7, că acolo noi chiar am discutat 6 dimineață despre modificarea lui. Da, referitor la punctul 4, participă la asigurarea, elaborarea și realizarea politicii stat și coordonează activitatea tuturor autorităților publice în domeniul securității informaționale. Norma respectivă se regăsește actualmente în punctul 30 din conceptul securității informaționale aprobat prin lege. A fost obiecții referitor la norma dată. În condițiile în care se va accepta, cum ați menționat, excluderea normei din concepții, va dispărea și atribuția respectivă a serviciului. Serviciul nu insistă pe această atribuție. Punctul 5. Constat deci contravenții. El trebuie exclus. Noi am discutat, pentru că nu are rost. Punctul 5. Constat contravențiile atribuite în conformitate cu prevederile codului contravențional competent serviciului. La moment avem 5 categorii de contravenții care le constatăm. 6. Efectuează asigurarea tehnică a interceptării comunicărilor efectuate prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, cu utilizarea unor mijloace de program sau mijloace tehnice speciale instalate sau conectate în caz necesitate la echipamentul furnizorilor de rețele sau servicii de comunicații electronice. Este o normă existentă actualmente, nu este o inovație, a fost preluată. Adică asigurarea tehnică a procesului de interceptare. Și 7. Efectuează asigurarea contrainformativă a Ministerului Apărării, Armatei Naționale, Inspectoratul General de Carabinieri, altor formațiuni militare, create în condiții legii, Ministerul Afacerilor Interne, Autorităților în subordine, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Ministerul Afacerilor Externe Integrării Europene, Administrația Națională Penitenciarului, Centrul Național Anticorupție și altor autorități publice. Obiecția de bază, dar a parvenit la care alte autorități și la definirea Administrației Naționale Penitenciare sau a Ministerului Justiției cu instituțiile în subordine. Da, aici, ca să intervin eu deja, noi chiar am avut o discuție cu domnul Frijă azi dimineață la birou. Dacă e cazul să enumerăm toate structurile care sunt aici, cum le vedeți, Ministerul Apărării, Armata Națională, Inspectoratul General de Carabinieri, Ministerul Afacerilor Interne, SPPS-ul, Ministerul Afacerilor Externe, Agenția Națională a Penitenciarilor, Centrul Național Anticorupției și
Mi-a părea întrebarea ANIU, dacă le includem, probațiunea, totul alt. Deci sunt foarte multe structuri, dacă noi le enumerăm, apoi facem două pagini, cred că aici. La noi erau două. Prima, ori scrim doar cele aflate în subordine Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Ministerului Justiției, plus alte structuri de tip CNA și ANI, ori scrim, asigur contrainformativ, structurile administrației publice centrale, care ar îngloba mai multe, pentru că noi, în cazul Cancelarii de Stat, noi nu stăm într-o parte, dacă o să vedem cineva încearcă să recruteze acolo. Sau în cazul Ministerului Energiei, când vorbim de un domeniu foarte critic pentru economia națională. Și tot așa, deci aici putem să ne avem diferite idei cum să le modificăm. Mersi. Da, vă rog. Deci, de acord cu a doua variantă noastră, domnule director, exact cu instituțiile de stat, cel mai bine și cred că o să vă dea și mai multe prerogative, cât ține din Ministerul Apărării, Armate Naționale, e una și aceeași. Ministerul Apărării înseamnă toată. Armata Națională nu este separat de Ministerul Apărării sau Carabinieri sau alte entități militare. Este Ministerul Apărării, care de fapt își spune, per general, ce înseamnă militar. Exact. E aceeași am idee, nu? Să merge domnul Buzean. Și încă o propunere la Ministerul, după Ministerul de Interne, să scrie alte autorități din subordine. Ministerul are nu doar autorități, dar și instituții din subordine, deci ar fi bine de indicat alte instituții din subordine. Deci cred că s-a avut în vedere IGP-ul. Dar pe lângă IGP mai este SPIA, mai sunt direcții care în general n-au personalitate juridică, deci alte instituții din subordine. Care ați făcut-o, deci la urmă, ea este mai logică, ea cuprinde toate instituțiile și, da, și mergeți cu mai bunul cu aceasta. Deci vă rog, schimbați, domnul Frira, schimbați, cum a menționat domnul director aici. Autoritățile publice, corect, vă dau dreptate aici. Autorităților publice, centrale. Parte, domnul Frira? Sunteți la punctul 8. Elaborarea și realizarea politicii în domeniul protecției secretului de stat, asigură alte măsuri necesare în domeniu, exercit controlul privind prostarea protecției secretului de stat în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice, inclusiv în instituțiile Republicii Moldova peste hotare, asigură prevenirea scurgerii de informații și constituie secretul de stat și altor informații importante pentru stat, verifică persoanele care urmează să ocupe funcții ce presupune accesul la informații și activități atribuite la secretul de stat, exercită alte atribuții stabilite în competențe serviciului, confruntate cu puterea legii 245 cu privire la secret de stat. O atribuție similară este mai îngustă noțiunea dată astăzi de legislație. Noi am definit-o puțin mai larg, vizează competența SIS-ului în domeniul protecției secretului de stat. Este reglementată azi și în legea serviciului și în legea 245, corespunzător și hotărâri de guvern, care reglementează regulamentul de regimul secret, 1176. Deci, iarăși, n-am suplimit nimic nou în competența SIS-ului, decât am dezvoltat puțin și am definit domeniul. Domnul Buzean, mă rog, și apoi domnul Rădinschi. O mică recomandare, dacă mergem pe alte necesități în domeniu, asigură alte măsuri necesare în domeniu, deci să excludem această sintagmă, având în vedere excluderea și de mai de sus la toate aceste situații neprevăzute. Deci, ori le prevedem, ori... Pentru că este prea larg, asigură alte măsuri necesare în domeniu. Da, toate măsurile necesare. Adică nu ajungem, într-adevăr, cum a spus colegii mai anterior, noi îngustăm la un nivel inacceptabil și atunci... Eu n-aș vedea, din altă perspectivă, n-aș vedea unde ar fi abuzul serviciului în contextul existenței unei astfel de norme. De altele, asigur, măsuri necesare și așa mai departe. Hai, domnul Radițchi, să vină și să intervină și apoi vinem. La... Prevederile acestui punct, noi am venit cu o altă reformulare, reieșind din cerințele Comisiei de la Veneția, avizului dat de la Comisiei de la Veneția, în felul următor, după punct, după activitățile atribuite la secret de stat, am adăugat altă propoziție, altă frază cu prevederile punctului 5, la noi 5 în proiect, acolo 8, prevederile punctului cutare nu se aplică judecătorilor și procurorilor, care își stabilesc măsuri proprii de apărare secretului de stat potrivit legii. Și o să venim și cu un proiect în legea 245 cu privire la secretul de stat, ca procurorii și judecătorii, odată ce au trecut controlul privind corespunderea funcțiilor publice, mai departe, atribuirea accesului la secret de stat să fie efectuat de CSP și CSM. O să venim cu un proiect separat la... Domnul Steață. Foarte scurt, atribuirea și-o face angajatorul? Noi dăm doar avizul. Avizul oricum trebuie să vină.
Sau avizul vreți să-l scoatem? Avizul, pentru că o să fie excepție anume judecătorii și procurorii. Da, dar avizul se face cu un scop totuși. Adică el nu noi atribuim cui și ce dăm, angajatorul sau procurorul general. Verificarea procurorului și judecătorului conform legii privind accesul la funcția publică, asta o să includă tot avizul. Avizul care vine pe linia respectivă o să fie și avizul din partea. Deci un aviz deodată un pentru aviz, tot. Nu două, cum în ziua de azi. Deci vine înțeles, da. Numai că avizul pe prima, pe corespunderea cu funcția publică, e consultativ. Așa. Nu e obligatoriu. Păi asta este. Fiecare încearcă să... Da, tot, eu, dacă doar să fac un mic comentariu, totuși verificarea privind accesul la informații secrete își are un specific ei. În special dacă vorbim de informație secret și strict secret, care e destul de specific și îngustă și foarte atent trebuiește operat. Noi am vorbit și cu domnul președintele Comisiei că am vrea să revizuim legea 245 integral. Legea cu privire la accesul la secret de stat, care tot e depășit un pic și trebuiește revizuit integral. Toate cele patru criterii care sunt la nivelul Uniunii Europene, acum toți lucrează la unificarea practicii și noi deja ne uităm cum ei lucrează. Și noi tot avem niște idei care ar include diferiții, nu excepții, cât diferite tipuri de categorii și cine verifică și cine dă avizul, obligatoriu sau opțional. Noi totuși rămânem la ideea că cel puțin la nivel secret și strict secret ar trebui SIS-ul să, pentru că asta în mare parte la nivel național sunt informații foarte sensibile care țin de securitatea națională și care pot avea un impact foarte mare. Și tipul de verificare care noi le facem pentru atribuire la secret de stat nu tot timpul este acoperită de verificare privind corespunderea funcției publice. Pentru că corespunderea funcției publice are un anumit criterii după care se face. Când e vorba de acces la secret de stat, noi ne uităm un pic mai larg și mai aprofundat, în special dacă e vorba de secret și strict secret. Noi am venit cu această inițiativă deoarece ne-am uitat și la vecinii noștri. În România, spre exemplu, odată ce magistratul îi se atribuie calitate de magistrat, automat are și accesul la secretul de stat. Deoarece avizul care vine pentru magistrați, avizul de la servicii speciale pentru funcția publică, include și controlul privind accesul la secretul de stat. Cu excepția unui nivel care se numește strict secret de importanță națională. El al dea strict seriu doar în baza unei solicitări expres pentru asta. Nu știu, hai să specificăm lucrul ăsta, pentru că să spunem în ce condiții. Da? Dacă e vorba despre strict secret, deci în condițiile date și să aibă necesară avizul. Încă o chestie importantă, ține de cealaltă lege, de mandatul de securitate, pentru că noi totuși vrem să mergem la judecători, la CSJ, care o să aibă acces la informații destul de sensibile din materialele de cauze și noi vrem să fim siguri că persoanele n-au absolut nicio tangență cu serviciile speciale altor state. Deci totuși, acolo e vorba de informații secret și strict secret, care o să vină sunt pentru acord, dar autorizare. Așa o situație, de exemplu, judecătorii care de la Curtea Supremă, presupunem că în viitorul proiect o să fie judecătorii de la Curtea Supremă să autorizeze mandatul de securitate. Dacă serviciul nu o să vrei, de exemplu, să-i dai dreptul judecătorului cu tare să examineze demersurile respective, nu o să-i dai avizul și cu asta s-a terminat. Nu este adevărat, conform legii, asta poate fi contestat în instanță. Și în instanță, următoarea etapă cade un judecător care, de asemenea, nu are acces la secretul de stat. Recomandarea Comisiei la Veneția ne spune să revenim la acest moment și deci, accesul sau avizul ăsta să nu fie dat de serviciu. Sau hai să altă instituție atunci. Avem organul ierarhic superior care e potrivit legii 245. La ziua de azi avem Comisia Interdepartamentală privind protecția secretului de stat. E o comisie formată de la nivel înalt, sub guvern. Și e sub guvern, e o autonomie. Bun, la punctul ăsta punem tot în semn de întrebare și discutăm. Da, și la punctul dat. Domnul Buzen. În completarea celor comunicate, într-adevăr, Comisia de la Veneția clar a determinat că procedura de atribuire și retragere este una vicioasă în contextul exercitării atribuțiilor unui judecător sau procuror.
Din considerentele expuse mai devreme, dacă noi mergem pe atribuirea acestei competențe unei alte entități, trebuie să atragem atenția și la articolul 365 cu indiciul 1 din Codul Contravențional, care prevede răspundere contravențională pentru încălcarea regimului secretului de stat, care complementar cu sancțiunea de bază câteva zeci de unități, mai aplică și privarea de dreptul de exercitare a unei activități de la 3 luni la un an de zile, ceea ce presupune invalidarea lui în genere din curs. Deci, practic, judecătorul, el nu mai poate fi judecător dacă se aplică o astfel de sancțiune. Deci, probabil că în aceeași logică de pași ar trebui de exclus acești subiecti de drept de la răspunderea contravențională prevăzută de Codul Contravențional și de determinat sancțiunea să fie aplicată de către organele de autoreglementare, CSM și CSP. Răspunderea pentru scurgere de informații la secret de stat e altceva decât verificarea corespunderii persoanei pentru a avea acces la acest secret. Să nu încurcăm faptul că el încălcarea informații. Regulilor din tocmire, evidență, păstrare, procesare, multiplicare, utilizare, transmitere, distrugere a informațiilor atribuite la secret de stat prevede privarea de dreptul. Deci dacă el stă cu dosarul secret pe safeu, dar nu în safeu, asta duce la privarea de dreptul de la 3 luni la un an de zile. Deci această măsură este prea restrictivă. Bun, asta se aplică la toată lumea. Informația secretă are un anumit mod de gestiune și nu contează. Deci ori la mine în safeu, ori la judecător în safeu, el trebuie să... Dacă vă să aminte cazul domnului Parlikov, că el a dat curs la aplicarea acestui articol, când din directorul ANRE el a fost practic eliberat din motiv că el nu a asigurat secretul de stat. Deci trebuie să intrăm o leacă în detaliile cazului domnului Parlikov și eu le știu, nu e o noutate pentru ca mine. Ca o față a unui proces. Deci avem poziția de la Veneția, comisia de la Veneția care a spus că nu-i voi așa să procedăm și noi avem niște atribuții, închipuiți-vă, o sancțiune de 15 unități și privarea de drept pe un an de zile de desfășurare activitatea. Care e proporționalitatea? Comisia vorbește de acordarea accesului la secret de stat, nu de sancțiunea contravențională pentru nerespectarea procedurilor de gestiune a informației atribuite la secret de stat. Comisia abordează inclusiv aspectul de control a SIS-ului în raport cu activitatea acestor funcționari. Deci, cu alte cuvinte, una e să-i acordi, da, noi am acordat judecătorului procurorului, dar alta e să-i retragi. În momentul în care judecătorul nu a fost atât de loial SIS-ului, să admitem, el poate fi foarte cu ușurință să se efectueze un control la fața locului și să aplice această contravenție, deci cu alte cuvinte să fie scos din cursă. Contravențiile, da, ca element. Contravenția se aplică de către instanța de judecată, cu alte cuvinte este un proces judecat, așa nu SIS-ul aplică. Și faptul dacă se încalcă de către judecător anumite reguli stabilite de stat, atunci nu știu dacă ei trebuie să aibă clemență pe tema respectivă. În partea ce vizează propunerea domnului procuror, norma corespunzătoare vizează este o normă generală care face, în general, trimiterile legii 245. Dacă politica statului va determina că procurorii și judecătorii sunt exceptați de la controlul serviciului, va fi în 245 corespunzătoare modificări în acest articol, nu este necesar. În partea ce vizează Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția a expus asupra anumitor probleme referitor la verificarea de către SIS a judecătorilor și procurorilor care verifică SIS-ul și care emit mandate, nu a întregului sistem. N-a fost vorba de sistemul judecătoresc și sistemul procuratorii. Atunci să facem, dacă ne bazăm pe Comisia de la Veneția, trebuie să facem referință concret ce a spus ei, anume cei care eliberează mandat și fac verificări. Asta s-a referit Comisia de la Veneția. Totodată, referitor la verificările SIS-ului, într-adevăr, cum s-a menționat, SIS-ul efectuează o verificare de securitate și nu eliberează drept de acces. Dacă s-ar face de către altcineva, oare Comisia Interdepartamentală sau altă autoritate are capacitatea tehnică de a efectua verificările respective, ori sunt verificări de domeniul securității statului, de problematica ridicată. Și în corespunzător, în aviz, noi SIS-ul va se expune concret pe articole care nu sunt respectate, eventual litere. Ori legea stabilește expres în ce condiții, sunt 6 sau 7 condiții în care îi poate fi refuzat unei persoane drept de acces la secret de stat. Și sunt condiții nu simple, dar sunt condiții ce vizează securitatea statului. Deci SIS-ul, dacă le constată, le menționează că a fost efectuată sau persoana cade sub incidență. Și toate aceste condiții pot fi contestate în instanța verificate. Corespunzător, nu există o problemă că SIS-ul efectuează acțiuni la discreția sa și dacă dorește sau nu dorește acordul sau nu acordul unei anumite persoane sau categorii de persoane drept de acces la secret de stat. Domnul Chimovski, vă rog. Eu propun ca să excludem polemicile discutat punctul 8. Scrim, participă la elaborarea și realizarea politicii de stat, precum și are alte atribuții sau ceva genul ăsta, în conformitate cu prevederile legii numărul 245. Și atât când o să ajungem la legea 245, o să reluăm toate discuțiile respective, cine și cui acordă secret de stat, cum îl verifică și cum îl sancționează. Și apoi trebuie să intervenim acolo. Da, domnul director a spus că are, ia okay, intenția să dar asta, asta nu înseamnă că dezbaterile asupra articolului dat nu vor continua când vom scrie deci nouă lege. Deci, în condițiile astea, dacă noi cădem de acord că noi, deci formularea care o propus domnul Iachimovski, în condițiile atunci când noi acest punct îl includem în dezbatere spre acel proiect de lege care am spus eu.
Deci altfel nu merge. Da? Ok. Așa. Mai departe, domnul Frijan. Punctul 9. Creează, asigură funcționarea și securitatea sistemelor guvernamentale de comunicații electronice, elaborează și asigură realizarea politicii de stat în domeniul creierii, administrării, funcționării, securității sistemelor speciale de comunicații electronice. Telecomunicațiile guvernamentale, într-un scurt, atribuția respectivă, ea este și actualmente în serviciul și se păstrează. Elaborează și realizează politica de stat și exercită controlul în domeniul protecției criptografice și tehnice a informației atribuite la secret de stat, ține evidența mijloacelor de protecție criptografică utilizate în autoritățile publice și alte persoane juridice, exercită controlul asupra respectării cerințelor înaintate procesului de exploatare, păstrare și distrugere acestora. Este domeniul protecției sau cifrării, iar și este cade și actualmente competența serviciului, nu este inovație. 11. Elaborează și realizează politica de stat și exercită controlul în domeniul serviciilor de încredere, exercită funcția prestatorului servicii de încredere, calificat de nivel superior. Semnătura electronică, scurt. Este data actualmente competența serviciului, se menține. Propunere. Nu este mai corect de făcut trimitere expres la lege? Pentru că asta parcă ar fi o chestiune paralelă cu legea, cu identitatea, deci identificarea electronică. Să facem expres trimitere la punctul 11, la legea cu privire la identificare electronică și documentul electronic, sau serviciile de încredere mai nou, legea 124 de 2022. Pentru că ceea ce nu este prevăzut acolo, oricum aici nu o să se aplice. Nu știu dacă e plus valoare să completăm actele legislative cu trimitere la diferit tot actele și la același număr. Nu e o problemă nici una, nici alta. Eu cred că e o chestiune bună, fiindcă acolo pot să fie mai multe atribuții, sau, nu, dar pus la domenii de competență ale serviciului. Și atunci e mai simplu. Vreau să mai văd ce mă uit la punctul 11, deschid legea și mi este destul de clar. Deci nu încarc articolul 4, dar mi este clar ce privește domeniul respectiv concret. Da, domnul Rădescu. Și la punctul 10, la fel s-ar putea face referință la legea 245, dacă e... Deci e același, e oglindă. Nu-i doar 245, domn procuror, nu-i doar 245. De ce legea 245 trebuie să revăzută? Ea e destul de veche, pentru că acolo cam tot e bazat pe hârtie. Când e vorba de schimb de date clasificate prin mijloace electronice, ea nu neapărat, sau modul cum îl gestionează, încă e destul de veche și noi avem ciocniri de prevedere. Și e destul de greu de mers cu tot progresul tehnologic și cu mijloace criptografice, care sunt destul de importante în ținut evidența lor. Alte intervenții. Aici? Da, domnul Frejă, continuă. 12. Verifică și oferă în condiții legii date prin titulari și candidații la funcții publice. Adică iarăși o competență existentă, nu e nimic nou. 13. Participă la asigurarea securității misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova de peste hotare și personalul acestora. De competența de comun cu Ministerul de Externe de asigura securitatea misiunilor diplomatice. Dacă ne uităm în avizul dat de guvern, guvernul este împotriva acestei prevederi, motivând că guvernul, misiunile diplomatice au poșta lor internă. Nu e vorba doar de poștă. Participă la asigurarea securității misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. Deci nu e vorba doar de poștă, dar e de și perimetru și persoanele și contractanți, companiile contractante, tot. Efectuează activitate de protecție personală propriu, atât în țară cât și în străinătate, adică securitate internă. Asigură securitatea internă a serviciului și paza obiectivelor, partea fizică și partea contrainformativă, să o numim așa. 16. După cum am menționat, a fost comasat împreună cu litera ce vizează protecția de persoanelor de demnitate publică realizată și către SPPS, propune următoarea formulare. Colaborează în limitele competenței cu serviciul de protecție și pază de stat în vederea asigurării securității persoanelor care beneficiază de protecția și paza de stat și a obiectivelor aflate în pază, precum și prevenirii comiterii atentatelor la viață, sănătatea și inviolabilitatea persoanelor care beneficiază de protecție și paza de stat, ori reprezentanților altor state sau ai organizațiilor internaționale, a căror protecție trebuie să fie asigurată pe durata șederii în Republica Moldova. Adică cooperarea, asigurarea securității ca element general și de acum elemente de prevenire a atentatelor. Două domenii de cooperare.
O mică intervenție, dacă îmi permiteți. La punctul din mai sus, participă la asigurarea, de fapt, efectuează activitate de protecție a personalului propriu, atât în țară cât și în străinătate. Probabil că ar fi cazul de introdus și controlul. Deci efectuează activitate de protecție și control a personalului propriu, atât în țară cât și în străinătate. Pe motiv că protecția presupune, deci, îngrădirea din exterior asupra acestor indivizi, dar inclusiv în momentul în care se face o procedură disciplinară, un control asupra modului de exercitare a atribuțiilor de serviciu, aplicării sancțiunii disciplinare, deci asta ar fi o competență expresă în raport cu... Pentru că s-ar crea premiza că se protejează, dar nu se verifică. Dacă ne uităm, e de acord ce spuneți dumneavoastră, doar că anume ideea de 14 e activitate de protecție și 15 e securitatea internă a serviciului, care își presupune controlul asupra întregului corp de personal, nu doar de ofițeri. Respectiv, ceea ce propune dumneavoastră se înglobează în punctul 15. Securitatea internă presupune și securitatea fizică, a sediului. Și securitatea, dar și controlul, securitatea personalului. Dar atunci să definim, să includem și aspectul dat, pentru că deci efectuează activitatea, deci asigură securitatea internă a edificiului, a personalului propriu, deci de a dat valoare, ca să fie clar la ce se referă. Serviciu clar, nu știu alt. Deci eu vorbesc ca cetățean când o să citesc legea după ce o să fie votată. Deci, da, domnul director. Deci noi o să ne gândim cum putem să introducem propunerea dumneavoastră aici. Pentru noi, simplu și clar. Ce bine, hai la punctul 16, această obiecție domnului Buzeanu, luați în calcul și vedeți dacă, la 15, scuze, la punctul 15 și vedem cum încadrăm. Bun, 17, dar. Efectuează asigurarea contrainformativă la frontiera de stat, colaborând în acest sens cu Inspectoratul General al Poliției de Frontiere. Mecanismul respectiv de cooperare și colaborare rezultă inclusiv din legea frontierei de stat, Poliției de Frontiere, unde stabilește că autoritățile colaborează și corespunzător în procesul de asigurare contrainformativă a Poliției de Frontiere se realizează alt mecanism de asigurare contrainformativă la frontiera de stat. Vă rog, domnul Rădescu. La acest punct, la fel este propunere ca să fie exclus, deoarece el se repetă. Dacă mai sus este prevăzut că asigură activitatea contrainformativă a instituțiilor statului, a instituțiilor publici, automat cade și poliția de frontieră. Și nu trebuie să-l specificăm iară suplimentar într-un... Da, asigurare contrainformativă. Da. A tuturor instituțiilor statului. De principiu nu suntem împotrivă, doar că să fac o mică remarcă, frontiera de stat e prima linie de apărare contrainformativă. Nie permiterea intrării în țara unor elemente periculoase pentru țara noastră, cetățeni străini, este primul filtru și unul din cele mai importante care în ultimele luni funcționează cel mai bine. De asta noi am pus cumva un accent separat pe poliția de frontieră, dar da, de acord, el într-adevăr e acoperit de... Da. Ce vă limitați? Este prevăzut la general. Ok. Atunci luați în considerație propunerea. 18. Contribuie în comun cu alte autorități publice la realizarea politicii statului în domeniul migrației și azilului, intrării, ieșirii și ieșirii străinilor, repatrieților, acordării statutului de refugiat. S-a propus, da, și mai departe, precum și acordării, răbdândirii, retragerii cetățenii Republicii Moldova. Ținând cont de prevederi legii, s-a propus ca pe domeniul cetățeniei să fie reformulat. Adică la soluționarea problemelor legate de dobândirea prin naturalizare și recunoaștere cetățeniei sau la retragerea cetățeniei Republicii Moldova. Adică mai mult o formulare tehnică ce ține de legea cetățeniei. Domnul Rădescu, vă rog. La fel, la acest punct aș propune că contribuția să fie clară, contribuie informativ în comun cu alte autorități publice la realizarea politicii statului. Contribuie informativ, că altfel ne pomenim ca să ajungem în situația profesorilor turci. Da, dacă mergem la profesor turci, atunci acolo, de asemenea, în condițiile legii a fost încălcări. Adică, indiferent cum n-a scris legea, nu rezolvă problema respectivă. Acolo a fost abuz, da, și cineva trebuie să răspundă. Nu legea a fost de vină. Și nici aici nu există o problemă. Cei care sunt rău intenționați, ori cu lege bună, ori cu lege proastă, o să încalce. Dar aici, deci nu, se acceptă sau nu propunerea domnului Rădeschi? Serviciul nu intervine doar informativ, sunt mecanismi de cooperare cu autoritățile, atât pe cetățenie, cât și pe... Ciarăși, ca să fac o mică claritate, noi facem verificările noastre și informăm, deci transmitem o scrisoare către organele competente în cazul dat și
Noi nu spunem da sau nu. Noi spunem, recomandăm, nu recomandăm, de ce nu sau de ce da. Deci se face o anumită verificare în cazul, în cazul dat. Ceea ce înseamnă, de fapt, contribuție informativă. Dar, ok, nu știu cum asta o să ajute sau nu. Mai vedem cum... Deci tot notat și vedem cum... Trebuie de examinat ori însuși propriu-zis informativ, da? Serviciul are reprezentanță în comisia, de exemplu, de acordare a cetățeniei pe lângă președinte. Acolo nu cu participă informativ, dar de acum participă nemijlocit în cadrul comisiei ca autoritate. Și atunci, dacă introducem asta, excludem serviciul din comisie. Adică nuanță, nu știu cât de importante. Într-un final, da? dacă este o normă generală care stabilește atribuția serviciului pe aceste trei domenii, da? Străinii, azilul și cetățenia. Mecanismele concrete de interacțiune se regăsesc în legea 200, în legea 270 și în legea cetățeniei. Adică nu putem să spunem că norma dată oferă serviciului de plină competență în toate domeniile. Legile respective stabilesc limitele foarte clare ale intervenției serviciului pe segment. Bun, următorul punct aici. 19. Realizează măsuri în vederea stabilirii locului de aflare și reținerii persoanelor anunțate în căutare internațională, interstatală și internațională pentru comiterea infracțiunilor cu caracter terorist, infracțiunilor contra păcii și securității omenirii, contra autorităților publice și a securității statului naționale, altor infracțiuni care subminează securitatea Republicii Moldova, efectuează reținere și predarea acestor organelor competente. Altor infracțiuni care subminează securitatea Republicii Moldova. Le determinăm concis, deci clar, la ce ne referim sau la... Ca să nu avem tangenți cu alte infracțiuni, de exemplu, din sectorul penal, care nu se referă la SIS. Afectează securitatea. Doar care afectează. Da. Eu propun punctul ăsta să-l mai discutăm, fiindcă, de exemplu, eu înțeleg că sunt destul de excepțional de grave infracțiunile contra păcii și securității omenirii, dar ele nu cred că în vreo țară țin de competența serviciilor de inteligență. Aici punctul 19 facem, o să mai discutăm în cadrul comisiei, pentru că e grupul de lucru, da? Și da, 20 efectuează evaluarea integrității instituționale în condiții legii prin evaluarea integrității instituționale, serviciul are competență. 21 asigură curieratul diplomatic și cel special în condițiile legii. De acord, pentru că uneori cum ajung coletele la noi, la stare foarte mult de doric să o crede stat. Eu cunosc cazuri când cineva a fost cu mulți ani în Suedia și a venit ambasada, i-a dat cu plicul strict secret, l-a dat în buzunar, hai du-l, te rog, la aeroport, să întâmplă cineva. Asta e absurd, nu pot fi admis așa ceva. Eu vă spun, noi nu putem să admitem asemenea lucruri. Da. Și punctul 22, deci da, noi l-am exclus în conformitate. Punctul 22 excludem, dar concomitent, iarăși, la propunerea Comisiei de la Veneția, au fost două motive pe segmentul electoral. Unul, cum am spus, asigurăm contrainformativ. Concomitent, recent, când a fost aprobat codul electoral, au fost date atribuții serviciului suplimentare în procesul respectiv. De aceea le-am menționat expres pentru a fi cooperare între legea SIS-ului și codul electoral. Asigură securitatea procesului electoral în conformitate cu responsabilitățile stabilite în codul electoral. Acolo sunt o serie de responsabilități ce vizează procesul de părire a buletinilor și așa, de procesele tehnice. Dar eu nu le găsesc în codul electoral, serviciu în general. Este la articolul ce vizează atribuțiile autorităților care acordă suport centrului. Este și MAIU, și SIS-ul și alte autorități. Codul electoral, acest nou care a fost aprobat. Eu nu-l găsesc în codul electoral, serviciu în general. Tot la articolul ăsta am propus ca să fie comasat cu ceilalte recomandări de la Comisiei de la Veneția și să fie într-o singură frază să fie comasate, inclusiv, virgulul după codul electoral, inclusiv de atentate din partea unor state străine sau organizații și grupări ilegale. Ca să întrunească toate condițiile. Bun. Noi am reușit doar un singur subiect, nu au fost ambele. Deci, săptămâna viitoare, chiar dacă noi suntem în sărbătorile pascale și nu ne place, va mai fi încă o dezbatere publică pe atribuțiile directorului SIS și o să discutăm punctele care sunt cu semn de întrebare. Deci eu cred că undeva zi, miercuri, joi, o să avem încă o dezbatere publică la Parlament. Vă mulțumesc frumos pentru participare.